6-a, 10-a. Suntem toți consilieri, Domnul Butnaru, doamna Temea Luminiță, lipsește motivat. Avem majoritate. Supunem la vot cele două procese verbale. Cel din 14 și cel din 25 a 9. Există. Cine este pentru? L-am citit, l-am studiat. Scrivă. Abține. Eu în ceea ce mă privește. Interes ca să vedeți. Cine nu l-ați băgat la mijloc? Cum vedeți? Și să vedeți că ați ales probleme și mai ales colega. Asta este. Dau citire ordinii de zi, proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului la data de 26.10.2018, inițiator primar Ciorobe Gheorghe. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeului municipale de municipiul Bacău din 22 de comuni limitrofe, inițiator primar Ciorobe Gheorghe. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Horgești, județul Bacău, în Consiliile de Administrație ale Școlilor Gimnaziale Horgești și Recătău, județul Bacău, inițiator primar Ciorobe Gheorghe. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind eficientizarea procesului de informare al consilierilor despre proiectele de investiții majore ale Primăriei Horgești și de implicare cu rol consultativ a consilierilor în astfel de proiecte, inițiator consilier domnul Claudiu Cristinel. Numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea planului cu măsurile și acțiunile care se întreprind la nivel Comunei Horgești pe perioada sezonului rece 2018-2019, inițiator consilier domnul Claudiu Cristinel. Și 6, întrebări și interpelări. Da, copul numărul 1, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului la data de 26.10.2018. Cine este pentru? Nu, 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 suntem la discuții și în momentul când atât eu cât și doamna contabil pentru propunerile noastre în vederea rectificării bugetului Consiliului Local. O simplă intervenție vreau să fac vis-a-vis de expunerea din motive. Undeva pe la jumătatea ei, datorită unor neconcordanțe de soft între softul meu și al doamnei contabil, s-au lipit cuvintele. Undeva la două sau trei fraze, cuvintele sunt lipite. Este o problemă care am avut-o de altfel, domnul Dămoc știe. E vorba de și cu proiectul dumnealui. Există o neconcordanță de soft și l-a lipit. Acele au scăpat. Ideea, cu această sumă se leagă de
Dar pe lângă asta, dacă totul și m-ați promocat, domnul secretar, încerc permisia să continui, da? Sunt și greșeli, dar ei puteau fi evitate. L-am pus curarul, nu se face, se merge la singular și adichez. Dumneavoastră aveți o privată. Este vorba de autocorector, nu-l fost. Autocorector, cum se cheamă, dumneavoastră aveți grijă. Să vă sincroniza programul, așa este. Aici sunt de acord, cum să spun, dar dincolo curarul cu singularul, mă rog frumos, să știți că autocorectorul modifică și lucrurile astea. Vreți să vă citesc că cineva are tot în limba română și celălaltă la mine engleză. Nu, nu mai asta. Asta nu e o problemă. Nu uite, să zici mă așa, domnul. Îmi pare rău când am sesizat. De ce venim cu propunerea de a aproba acest proiect? Cum e acest? Nu este acest. A venit cu propunerea de a aproba proiect. Nu e plural, sigur, ala. Nu, nu, lipsește un cuvânt. Avem și plural. A aproba proiectul mătărâne. Dar trebuie să plictisesc dumneavoastră să caut. Să mi le-am notat. Ați trecut la gramatică, bă. Este proiectul, nu acest proiect. Ați intrat în gramatică. Gramatica e gramatică. E bine să-i evităm. Nu pentru mine. Pentru mine îți fac bine. Trebuie să știți. Ai rețin la urmă. Ia cu un jur de bine, mafie. Dar nu suntem tăi și lui. Îmi mulțumesc, doamna. Sau am luat. Știu ce este. Da, haideți să vă spun, atunci vă dau drumul să citim. Eu am zis că l-am citit fiecare și unii avem nelămuriri, să mai citim ceva care am citit-o, asta zic eu, părerea mea. Adică să fim o leacă mai... Da? Păcat să-mi citim. A, să nu citiți dumneavoastră. Noi. Așa o mai reluăm, o citim, dacă avem întrebări, eu așa zic, interpelări, noi răspundem exact ideile. În concluzie au venit două sume și noi le-am repartizat. Asta e toată. Două sume, una venită de la AFIR și una venită de la UNICEF. Repartizat pentru cumpărarea? Nu, pentru apă și canalizarea. Chiar la AFIR. Da. Și cealaltă pentru salarii la... Doamnă președinte, scrie la cuvântul să desfășoare. Deci nu ați terminat cu expunerea de motive, da? Da, eu zic că dacă vreți o citim înapoi. Nu, am spus eu, ce sunt părerea mea, clar, nu o să o citim. Dacă vor să o citim, o citim. Spuneți, domnul Crețu, am intrat pe discuție. Singurul îmi spuneți la cuvânt? Păi, ce și eu mă spun la cuvânt, da? Păi, domnul, eu vreau să mă scriu. Păi, domnul, avizul pe comisii. Înainte de promă. Domnul Crețu, ales pe la comisii sau întâmplarea face puteți să doar și la comisii. Deci la comisii avizul a fost favorabil la acest punct la ordinea de zi. Pot să discut și... Deci, știu că o să fie niște contradicții cu lucrări care s-au făcut și acum sunt vor bani. Eu rămân la părerea, cum am să spun și până acum, e bine că se face. Important e ca din urmă să ne vină și documentele care trebuie să fac dosar. Și să încercăm pe viitor, părerea mea, să evităm în situația de ce. Unu, doi. Avem aici la Buldo Excavatorul, care e pe lista investiției și în faza de ofertare financiară, înțeleg. Și o autotripare cu bern basculabil. Eu nu țin minte, poate eu n-am fost atent.
la ce capacitate este acest autoutilism? Adică, în ton, 10, 12, 16. Dacă nu s-a stabilit, nu e bine venit. Și cu ce capacitate va lucra. Mulțumesc. Aș vrea să fac o oarecum completare la ce a spus domnul primar. Nu vorbim doar de sume venite din afară, vorbim și de sume care au fost aprobate inițial în bugetul local și acum le redistribuim. Și aici aș vrea să ajung, pentru că avem două sume mari care au fost prevăzute în bugetul local, și anume cea prevăzută la salubritate pentru achiziția de pugăle și cea de la grădinița Răcătău. Am două în valoare de 100.000 de lei, care acum sunt redistribuite. În ceea ce privește pubelele, personal, nu că m-am resemnat, dar nu știu ce așteptări să mai am în această privință. Acum se leagă oarecum de proiectul numărul 2, cu noul contract care se va face. Chiar sper să aveți asigurări că de la 1 ianuarie, cu noul contract, să cetățenii comunei vor să intre în posesia pubelelor. Și iar în ceea ce privește grădinița Răcătău, acum vorbeam înainte de ședință cu domnul Tufescu, înțeleg că acolo sunt probleme grave care se știau. Dacă acum noi am ajuns deja în situația în care copiii sunt mutați la Regea, deja e o problemă gravă. Dacă noi, în loc să facem acolo investiții pentru copiii din zonă, acei bani nu îi folosim și suntem nevoiți să îi redistribuim. Avem din nou acele cotizații, lista din ce în ce mai mare. Ultima oară când v-am întrebat, de exemplu, de cotizația la Asociația Comunelor și care este beneficiul pe care noi îl avem până acum de la acea asociație, mi-a spus că s-au luptat pentru salariile dumneavoastră. Între timp s-a mai schimbat ceva, avem un beneficiu de la această Asociație a Comunelor. Era vorba de un audit extern care va veni, care va fi cu... Se face, nu se face. Trebuie plătit. Nu. Era vorba că dacă suntem membri în Asociația Comunelor, ni se va asigura un audit extern. Da? Un auditor extern. Cu bani? Cu bani, așa era. Pe lângă auditul extern care vine din la Curtea de Conturi, și ăla, da, numai când ne asigura un specialist care să vină să facă asta, așa ține un zic la proiect. Da, așa. Da. Atât mulțumim, domnul. Cam asta îi mulțumesc. Tot în legătură cu auto-utilitarea asta, am zis ceva spus domnul contabil înainte, deci sumă de 50.000 de lei, cam cât înseamnă 30.000 de euro. 32.000 de euro. Uitați, în primit mi-a trimis ofertă Iveco, că am cerut o ofertă la Iveco. Oricum, nu știu, nu mă prea pricep la ofertă, că sunt cumpărători, nu știu tot de este, dar oricum sper să cumpărați un utilaj nou. Deci nu umblăm cu second hand, cu nu știu ce. Și de capacitate, să aibă în vedere, se poate intra pe toate ulișoarele, pe toate ulițele, nu poți să cumperi una de 30 de toni, bănuiesc eu, care să nu poate intra, de exemplu, pe uliță, mai cum se întoarcă. Care să, și să fie și... Pe, da, și să fie o persoană care e șoferul, care să fie... Din angajat, din primărie. Mai angajăm încă unul și pentru așa ceva, chiar dacă se angajează provizorul. Atât am vrut să spun. Mulțumesc. Domnul Tupescu? Să-mi explicați, doamna contabilă sau domnul primar, spune că suma asta neutilizată o repartizăm tot la școli pentru cofinanțare, cheltuieli materiale și de întreținere la cifre de pensie. Sunt la cei capitoli. 46.000 de lei. N-am avut bani de cofinanțare. 7.000 de lei pentru efectuarea reparațiilor toaletelor externe, tot la Răcătău. Care toalete? A. La Răcătău. La Răcătău. Și Regea. 7.000 de lei. Și măsura impusă din direcția sanitară, că trebuia să așa, și la școala Corgești 8.000 de lei pentru plata reparațiilor deja executate la intrarea elevilor în spate. Și cum știu, copii.
Domnul primar, acum din privința asta cu... Dacă suntem mai cheltuiri și este, ați făcut așa un calcul, cam cât ar însemna mutarea copiilor și la grădința răcătorului la Cunicărița. În principiu, dar eu o să vă răspund, eu nu sunt de acord cu profil. Eu o să-mi spun părerea în Consiliul de Administrație, dacă o să se țină cont de Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație, din punctul meu de vedere, eu mă votez împotriva mutării, le-am spus-o din prima și o să merg pe aceeași linie. Nu ne zice mă cu aia supresc. Care o scurie de cam un lucru, dar nu e vorba de toaletă. Deci dacă ar fi fost, eu vorbim cu batul direct, dar o să discută în care vă... Eu știu că nu știu prea mic. Nu, nu știu prea mic. Nu, nu știu prea mic. Nu, nu există de spațiu, de pericol. Asta nu face Isus. Ei spun părerea lor. Imediat am văzut să aducă ce trebuie să aducă. Și cum, și eu de-a vorbit cu voastră, ei și-au pus părerea, noi avem Consiliul de Administrație săptămâna viitoare, ne spunem părerea noastră. O soluție n-ar fi că să facem mai rău minirii există baie, există bunii, ca să nu ajungem în situația asta de a trămbări și mai rău. 54 de copii. Eu am găsit și soluția, dacă să vrea să fie îmbrăcat în Consiliul de Administrație. Aveți și noi o rugăminte de asta, noi nu auzim ce discutați acolo. Bun, haideți, băieți, zic că domnul Dufetă, nu-i dăm un dialog. Am venit cu două părți. În vacanță să se facă toaleta din spate, spune că nu există, nu este rost, adică nu are sens să facă lucrul ăsta, pentru că oricum ei s-au legat și de spațiu, cei de la DSP, și spațiu că nu corespunde din punct de vedere seismic, că ar fi trebuit să fie ISU. Acum, o altă problemă, am zis că să găsească poate soluția printr-un protocol primăriei școală, să mutăm temporar la cămin cultural acolo, sălile de acolo, ținând cont că există și centrală termică, au toalete interioare, spațiul este închis, sălile sunt ok. Deci dacă vine și închide și acolo. Dacă ne gândim la toate astea, domnul Cezar, mai... Da, noi venim cu propunere. Încă foarte simplu, nu este spațiu destinat pentru grădinițe, clar, imediat eu rezolvat. Nu mai avem nici de pe la ISU. Că tot e simplu de făcut baie. O face pe fosa care este, domnul, pe fosa, fără să sărb nimic. Dar nu mai e problema veciorului ăla. Nu e vorba de mutii... Am să mă duc să stea copiii prin casă, nu mai răspunde atunci. Pe fosa clădirea a primării... Păi s-o vreau spața pe clădirea asta și nu facă 5 ani, tot ne-a mințit că nu e ok. Da, copilul tot mai de acolo, mai spune. Primăria veche. Păi și grădinița. Școlarul tot că se a închis. Păi clar, dar cum, domnule, dar nu a dorit închis, mă. Microfon mereu. Făcutul ăsta am primit. Dar nu cum dorim, cum ar fi să facem cum dorim de acolo. Rămâns așa. Nu ați pus problema așa, după aceea cum dorim. Păi și eu vreau. Să mutăm copiii ăștia așa. Asta e ideea. Găsim o soluție în Consiliul de Administrație, vedem, mă mai gândim. Poziția nu l-am. Tricați pe ea din... Practic, cu cine întâlnim, domn primar? Sunt avizii neveniți. La capăt. Da, pentru sumele respective am înțeles cu capacitatea autoutilitară. Noi ne dorim în primul rând, noi am prins ca sumă.
ideea acelor două sume pe care le-am îndreptat spre cumpărarea unei auto-utilitare. Autocamion, nu e autocamion, autocamion. Dar nu e autocamion, conduci cu bine o 3 tone jumătate. Da, e până în, da, autoutilitar. Noi avem undeva nici de 3 tone, dar undeva până 7,5 tone. Undeva pe acolo. Jur de 10 tone. În jur de, nu. 10 tone discuți oriunde spune. Sunt cu strufie, sunt de 8, de 12, vă spun. 7,5, am înțeles. Da, da. Sumile nu cred că nu ne-a săptat, nu ne-a ajuns. Ați văzut că aia care v-am dat eu acum oferta, de 3,5 tone și costă 30.500 de euro. Noi ne-am interesat un piculeț așa, ne-am interesat un pic. Mașina de anii nu se ia cu bani cash. Pune cât pune și restul se face lui. Nu trebuie mașină sărăcină. Așa e corect. În care trebuie 10 tone, domnule. În care trebuie un 4x4 să mai folosești ea, la o dezăcăzic, nu e soție. Da, luăm gata cu lucrul pentru în ambele. Atunci, dacă sunteți de acord, suma asta o punem avans și restul facem 30. Dacă sunteți Da, noi am pus banii ăștia așa și am venit cu varianta asta, dar dacă vreți mașină de tonaj mai mare, atunci 150.000 de lei rămâne avans și mergem în leasing. Da. Și foarte important să fii 4x4, cât mai duci și iarna la o dezăpezici și dacă nu ai ceva de normal. În cazul ăsta, orează, e o ședință și un alt proiect de hotărâri sau ar trebui completat? Proiectul ăsta de hotărâri cu propunerea ca 150.000 lei de avans și diferența pentru cumpărarea unui utilaj, cum se cheamă, auto-utilitară, între 7 și 10 tone, să punem așa. Diferența în leasing. Cât o fi, o să ne informăm. Da, da, da. Să vină pe locul ăsta, să o avem pe anul. E da, ce atât, dar nu ofer 3 tone jumătate. De-aia toată gama de mașini. Nu mai e vechi, mai e vechi. Mergeam la o camionetă mai mică, asta era ideea. Dar dacă dă-ți mai mare, o să discutăm cu cei... Da, da, acum aveți din dimensiunile ei. Păi, asta vreau să spun. Cam la fel, domn secretar. Nu mă pricep. Până 10 tone mai este scurtuță, nu? Dar nu mai am 10 tone, eu zic că mai fi tot am cât are. Deci așa ar fi. O să trebuiască CEO, asta e problema, rest nu-i. Avem deja om cu CEO. Asta este cu CEO, e foarte bine. Bun. Revenim la ceea ce o să-ți da domnul Dămo, cu superele. Într-adevăr, dacă vedeți următorul legat cu următorul proiect de hotărâre, vom aproba, dacă sunt de acord, propunerea de a mandata ADIS-ul pentru a începe, demara procedura de licitație pentru noul prestator de servicii, mă refer ca cu bere, de asta în momentul respectiv, din discuțiile pe care le-am avut la sediul ADIS-ului, dacă ajung undeva, nu știu dacă o să fie în ianuarie, în niciun caz, că sunt niște proceduri pe care se fac la partea de licitație, care sunt termeni de urmat, undeva în primăvară ar trebui să avem pobelele de la noul prestator care câștigă licitație. Și atunci am venit cu propunerea ca banii respectivi să-i luăm. Da, luăm de la grădiniță, din motivul și l-am explicat și data trecută, dacă am fost atent, am luat și data trecută, parcă la rectificarea din... nu mai este timpul efectiv pentru execuție. Eu mi-aș fi dorit la începutul anului să facem toate cele trei lucruri, adică atât partea de proiectare, de avizie și tot, și până ajungem la proiectare, inclusiv și execuție. Se pare că nu e atât de ușor, adică drumul e mult mai nevoios și sunt mai mulți factori pe care trebuie și atunci am venit cu ideea să rămânem, să lăsăm suma respectivă pentru a putea achita proiectul tehnic până la sfârșitul anului, urmând ca în bugetul de anul următor să prindem execuția. Dacă tot am ajuns la partea cu grădinița,
luna, începutul lunii octombrie, a fost un control de la Direcția de Sănătate Publică, în care s-au ridicat anumite probleme. Am primit somație să închidem cele două școli, școala Răcătău, școala Ricea și grădinița Răcătău. Școala Răcătău, școala Ricea și grădinița Răcătău. Cum să le închidem? Nu există autorizație de funcționare din punct de vedere sanitar. Deci eu vă spun de unde s-a plecat, ca să nu mai fiți atât de speriați. Dar a mai fost decât... Am discutat, ni s-a cerut într-o săptămână. Fără autorizație, așa am mers în fiecare... Să punem, la momentul ăsta, băi, ne-am învățat să punem. Și am cerut, am fost în audiență și am cerut timp pentru a putea să punem la punct cele două toalete, e vorba de toalete, de alimentare cu apă celor două școli și de spațiu neadecvat de la grădiniță, unde funcționează grădinița Răcătău. În urma discuțiilor, inițialul, dacă vă spun proces verbal, ultimul proces verbal al DSP-ului, spune în felul următor. Spațiul este neautorizat și trebuie mutată grădinița Răcătău într-un spațiu autorizat. Asta ar însemna grădinița Ricea. Bun. Noi am venit cu o adresă făcută către DSP, care am spus că noi avem la momentul actual un proiect de reabilitare a acelui spațiu, acelei clădiri, în care am specificat că noi nu modificăm suprafața clădirii respective și a încăperilor, a sărilor respective, ci venim numai cu o reparație sau o modernizare a clădirii respective. La care am primit și o am aici în față, dacă vreți să vă și dau. E vorba de cubaj. Totul este pune la nivelul de cubaj. Ținând cont de suprafață, vreau să vă citesc mai un pic, așa, scurt, dacă vreți să vă fac cu copii și o aveți. Ținând cont de suprafață sălilor din clădirea unde funcționează grădinița cu program normal Răcătău, numărul maxim de personal admis în fiecare sală de activitate, astfel încât să fie asigurat cu bază corespunzător, este următor. Și noi am dat sălile, în momentul când am făcut adresa către DSP, am dat conform celor din proiect, sălile schiței releveului, le-am trimis și acesta. Și am spus în felul următor. Pentru sala în suprafață de 26,88 16 preșcolari, pentru sala cu suprafață de 20,16 12 preșcolari, pentru sala cu suprafață de 22,75 14 preșcolari, pentru sala cu suprafață de 19,97 12 preșcolari. Din calculul făcut aritmetic, ar fi 54 de copii de preșcolari. Împărțiți în cele 4 săli de clasă. Pentru că noi am spus la mai avem o sală de clasă în 17-52, unde urmează să fie amplasate grupurile sanitare. Spune în felul următor, autorizația sanitară de funcționare poate fi obținută doar în condiții impuse de legislația sanitară în vigoare, cu respectarea normelor respective. Deci, dacă ne adaptăm, asta vreau și să discutăm în Consiliul de Administrație, dacă ne adaptăm acestor probleme, ca în cele 4 săli de clasă, să învețe preșcolarii în numărul pe care îl stabilesc dumnealor conform normativelor, insist și vor rămâne cu grădinița acolo până la primăvară, în momentul când vor încerca, oricum vom începe lucrurile de reabilitare. Dacă nu, suntem forțați să trecem în partea cealaltă, măsura cea mai, pe care eu nu îmbrățișez din prima, n-am îmbrățișat-o și nici nu la ora actuală, în care trebuie mutată grădinița Răcătău. Deci nu neapărat din cauza WC-ului, am spus specificat chestia asta, din cauza spațiului neadecvat pentru copiii respectivi. Mulțumesc. Și audit extern, într-adevăr, a zis una voastră, dacă țineți minte, la începutul anului am venit cu un proiect de hotărâre și îl țin minte de ce, pentru că a fost singurul proiect de hotărâre care nu a trecut în decurs de 2 ani jumate de audit extern. Era alocarea sumei de 40.000 de lei în care dumneavoastră nu ați fost de acord. Atunci
cu tot respectul și cu toată bunăvoința ca membri, vor rămâne membri acord, dar nu putem să facem auditul extern numai dacă se face pe bază de plan. Mulțumesc. Pentru că inițial asta se vorbise altceva. Nu. Am venit cu proiectul hotărârii, domnul Claudiu. Nu. Când am intrat în Asociația Comunelor, s-a spus că conform acelei cotizații pe care avem, vom avea parte de un audit extern, fără costuri suplimentare. Acolo a fost. Ok. Așa ați înțeles dumneavoastră. Nu știu, eu nu cred că sunt așa. Da, revenim la grădinie. Cu toate că ar fi bine să discutăm în partea de diversă. Da, hai să zicem cu decal de la bani. Da. Puneți să vă cheltuiți bani. Deci, în momentul în care o reabilitați. Da. Cu bajul ăla în România, la fel? Păi, dar eu ce-am vorbit acum? Dar eu ce-am vorbit acum? Atunci copiii ăia pot să dea tot. Chiar dacă este realitate. Păi eu ce-am vorbit acum? Domnul primar. Deci asta e susținerea pe care o am eu. Dumneavoastră vă trebuiesc două săli. Nu, îți trebuie 4 săli. Da, aveți 4 grupe de grădinițe? V-am citit degeaba. Domnul, aveți 4 grupe de grădinițe? Nu. Din 2 săli faceți una mare. Ce e așa de greu? Dar nu putem intra, domnule, la rezistență. Păi ce faci? Nu intrați la rezistență. Faceți ceva, niște bolți, ceva, să treci din una în alta. Grupe de grădinițe să joacă. Să pot face modificări. Din 2 săli să faceți una. Sălilor de clasă și modificați. Iar toaletele... Trebuie modificate. Și e așa greu. Din 4 faci 2. Ați soluții cum să uite. Asta ce s-a făcut? Dar bineînțeles. Se pot pune stâlpi de rezistență, poate fi un stâlp pe mijloc. Dacă ne-am adaptat ca grupe de copii, deci eu am zis în următor. Câte grupe avem acolo? Acum sunt 3, dar la anul nu mai știu dacă mai sunt. Sunt 3 grupuri de copii. Întotdeauna grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare, da? Deci, nu trebuie să-i băgați în 4 săli, dar educatorii să nu se spună lucrurile. Facem o ușă, ceva să fie făcut. Deci trebuie modificate, redistribuiți sălile, din 2 făcut una. Ok. Dar nu v-ați gândit la asta, văd. Discutăm asta în Consiliul de Administrație, ne spunem păreri. Pe reabilitarea nu, o putem trebuie să discutăm aici, pe problema. Distribuirea copiilor trebuie discutat în Consiliul de Administrație. Haideți să o luăm cu pași măruși și sigur. Deci vrea să revii la punctul numărul rectificare. Că nu și asta e rectificare, că luăm niște bani la grădinii, dar o parte la... Da, tocmai v-am întrebat, nu v-am întrebat. Deci, haideți să punem amendamentul ăsta cu acest autoutilitar. Și să trecem la punctul 2. Da. Și să aprobăm primul punct. Doamna președinte. Și amendamentul a sunat cam în felul următor. Deci să aprobă acești bani ca un avans pentru o, sau de 4 luni, pentru o autoutilitară până în 10 tone. De la 7 tone. Și să fie prevăzut cu 4 ori 4. Deci asta a fost amendarea. Cu basculare și spate, dacă spate, spate era 3. Deci basculare, de fapt, se face pe 3 părți. Păi de asta să fie pe 10 părți. Nu poți să dai în capul șoferului, că s-ar putea să moară. Proiectul de hotărâre face referire doar la niște sume, nu și la modul de falcat în care să... Poți să se revină? Putem, dacă se abortează un amendament, un articol prin care să luăm act de ceea ce... Da, amendamentul și după aceea să fie la vot. Dacă nu, trebuie și nu trebuie ce pare tot. Da, cine se pune? Pentru amendament, primar. Pentru amendament. Împotrivă? Eu o să mă acțiun. Trebuia să fie de dăuri de toni, nu? Dacă cineva s-a gândit la lucrul ăsta, trebuia să vină. Nu mă obligat să mă motivez. Probăm un avans la ce? De ce motivează? Până nici ală. Domnule, rugați-l să motivez. Dar de ce să rugați-l? Eu pot unui consilier... Și cu timpul suntem în legii contra. Asta mă deranjează. Rugați-l dumneavoastră, sunteți coleg. Puteți de astfel să rugați dacă vreți. Domnul Claudiu, puteți să motivați abținerea dumneavoastră? Sigur. Ar trebui să veniți cu o contraofertă, să veniți cu o, dacă știați că veniți cu o altă propunere. Să veniți cu o altă ofertă de utilaj, să vedem ce anume s-ar dori să oferă. Eu nu-s ofertat, eu am primit o primă aici. Eu nu-i consilier, ci nu-i treaba are oameni. Are firmă de... Nu-mi place că am fost eu cu amendamentul. Asta cred că... Nu, zic și eu așa că... Hai, nu-i treaba așa că... Hai, nu-i treaba așa că... Ori suntem consilieri. Hai, îi vot la altul așa că... Și se pune la vot proiectul. Amendament, proiectul, rectificare. Cine este pentru? Da, dar de ce nu motivează? Hai să ne mă, domnul Crescu. Cine este pentru?
împotrivă? Domnul primar, dacă suntem și contra mereu, nu ajungem nici pe ei. Nu vedeai decizia dumneavoastră, domnule, dar n-am înțeles. Abține, da, foarte bine. Dar există dreptul lui? Da, știu. Mă deranjează. Mă deranjează pentru că este haos. Cum se exprimă în ședință de Consiliu, sincer. Decizia dumneavoastră. Deci, la proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe. Da, îi spuneam să vă spun, într-adevăr, toată lumea a avut aceeași reacție în momentul când s-au dat, am înțeles când s-au dat convocări, invitațiile. Face parte, noi am făcut în așa fel încât să ajungă, să ajungă toate aceste hârtii la dumneavoastră. În principiu, eu vă spun, în mare, este vorba despre demararea procedurii de concesionare a serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în municipiul Bacău și cele 22 de comune limitrofe, în care suntem și noi. Noi vom aproba astăzi documentele necesare, documente. Licitația se va face de către ADIS în numele celor 23-22 plus municipiul Bacău. Așa, în mare, dacă ați trecut și ați... sunt date personale, adică date referitoare la problemele respective. Nu știu ce să vă... Da, puneți-mi întrebări la care... Nu, păi să ne scrie la ok, bine. Da, trebuie să mi-e altcineva? Să mai scrie la cuvânt? Altcineva? Okay. Iar lumea ai. Da, vreau să începem cu niște reguli pe care ni le impun ceilalți. Sau... Avem așa, până în 2020, administrațiile publice locale, până la 31 decembrie, sunt obligate după ca să selecteze 50% din masa totală, selectiv metal, plastic și sticlă. Cum da. Ați reușit să faceți lucrul ăsta în da. La Borges? Din câte... Mai departe. Ah, o altă problemă pe care o avem. Pare așa mai impus un pic aici. Contractele de salubrizare care au primit o clauză de încetare a acestora și cazul și la noi. Spune că la data semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare, transport a deșeurilor cu noul operator desemnat de ADIS. Și mai departe spune așa, se recomandă menținerea acestor contracte în forma actuală. Deci recomandarea să spune așa din pic, pentru că e scrisă cu negru mai închis așa. Și nemodificarea lor, în ceea ce privește obiectul, durata sau orice alte aspecte. Acum, contractul acesta pe care îl avem noi, cum vi se pare? E păgubos, e bun, merge așa? La ora actuală. La ora actuală. Contractul pe care îl avem noi, da. Cu ce e prestatorul de acum. Da, cu soamă. Da, hai că avem... Da. Un fapt, deși nu e lăudabil pe o parte, nu e lăudabil pe altă parte, că nu avem cupei de la poartă, avem cel mai mic preț, 2,08 aici, care vor fi cheltuială, pe cap de membru. Așa, mai departe. Avem aici o taxă specială care va fi stabilită. Ați știați de ea? Da. Așa, o să mă ne răspundeți. Cine, da. Dacă nu se specifică clar când, în ce cuantum este taxa specială. Colectare din poartă în poartă tipă și trebuie să existe tomberon de minim 120 de litri la fiecare gospodărie până în 2020. La fel o să răspundeți, spuneți-vă-ați problema. Deșeurile din construcții. Trebuie tot la fel, oamenii trebuie să fie înțeles că nu mai pun toți în tomberon tot ce vor, ci trebuie să deșeurile astea spun că persoanele fizice sau cele care non-fizice au obligația de a anunța la o astfel de deșeu și să vor fi transportate la un centru.
Da, taxa specială de, de salubritate, eu mi-am notat-o aici, ne spune cât, probabil când v-a informat acolo despre ce este vorba. Spune că OT-urile din zona delegată, zona 1 din care facem parte și noi, vor colecta taxe speciale de salubritate atât de la utilizatorii casnici, cât și de la utilizatorii non-casnici. Nu știu cât și ce, în ce sumă va fi. Aici avem un tabel la pagina 63, care crește că oamenii vor plăti progresiv niște sume de bani, începând din 2019, deci se va pleca de la 6,50, se va ajunge până la 8,14. Mai văd aici că spunea că dacă avem necravități mari, putem să propunerea la trebuie și trebuia să fac o cerere către artist prin care să solicite prezența unui reprezentant pentru lămpuri instrumentale. Ați încercat asupra lucrul ăsta sau... Am discutat cu domnul Alor. Am înțeles. Da, da, atât, mulțumesc. Domnul Costi Comitica? Domnul, eu... aș spune așa. Nu m-am uitat pe proiectul de prezentație. Chiar îl felicit pe domnul colegul meu, domnul Cofiescu, că l-a luat să-l studiat, m-am anunțit. Și de ce? Pentru că văd aici, în adresa care ne trimite adresul, și spune așa. Vă informăm că în cazul în care Consiliul Local nu se va întâlni sau nu va aproba documentația de atribuire a adis, se va afla în imposibilitate de a, amara, de a demara și de rula procedura de achiziție publică de tipul licitat și așa mai departe. Deci, noi suntem pe șofața faptului împlinit în sensul că ce fac toate alea 22, noi al 23, trebuie să facem ca ei. Am intrat în hora asta, trebuie să jucăm indiferent ce fi, și nu văd eu cum pot eu ca și consilier să modific din caietul de sarcini, nu știu ce acolo. Pentru că nu pot. În momentul în care nu suntem de acord, nu se poate, bineînțeles, exact așa este. Iar în ceea ce privește până în 2020, cu colectarea deșeului selectiv și așa mai departe, ce va face comuna? Comuna probabil se va pune la dispoziție tomberoanele alea pe care roturi cu unei bași numai sticla, cum am văzut în alte părți, și... așa. Și probabil că o să lămurim oameni. Să nu duc de n-ai de sticla la hârtie, fierul, nu știu unde. Asta rămâne să ne ajungi în 2020. Pentru unii mi se pare rău. La secțiunea 7 avem implementarea instrumentului economic plătește pentru cât arunci. La momentul de față, contractul nostru prevede că dacă noi într-o lună colectăm gunoi, în valoare și trebuie să plătim 6.000 de lei, plătim o diferență până la 10.000 de lei pentru depozitare. Dacă producem mai mult gunoi, 8.000 de lei, plătim o diferență mai mică pentru depozitare. Este o neconcordanță. Produci mai puțin gunoi, plătești mai mult la depozitare, produci mai mult gunoi, plătești mai puțin la depozitare. Aici nu mi se pare în regulă formula asta și vreau să vă întreb dacă va continua modul ăsta de plată. La articolul 881 prevede că în mediul rural se va asigura posibilitatea reducerii frecvenței de colectare a deșeurilor de la 52 de ori pe an la 26 de ori pe an. Ceea ce înseamnă practic că se va veni undeva de 2 ori pe lună după gunoi. Asta înseamnă, nu știu, vin pubele mai mari. Ceva nu e în regulă. Adică, la momentul ăsta deja e o problemă cât gunoi producem și cât se ridică. Deci, pe viitor, se preconizează că va veni mai rapid să ne se ridice gunoi. Da, zic, și totuși, la articolul 61 prevede că în zilele caniculare știm problema de vară, când vin cei din afară acasă. Se va asigura colectarea deșeurilor cu o frecvență mai ridicată decât cea menționată. La teorie, stăm foarte bine. Deci, dacă lucrurile astea chiar ar fi cu adevărat implementate, am progresat cu adevărat, nu și noi ca și comunitate, dar per total, ca și județ. Dați-mi voie să fiu din nou circumspect că se vor lua toate astea în vedere, dar asta vă zic. Deci cel puțin aici, că faptul că vor veni mai rar, deja ceva nu se leagă. Faptul acela că noi plătim,
adică nu, chiar nu văd logica. Și chiar o să vă rog să luați în vedere faptul ăsta. De ce eu dacă produc mai puțin gunoi, plătesc mai mult la depozitare decât dacă decât cel care deci, nu e regulă. Mulțumesc. Domnul Crețu. Deci am ascultat ce am spus colegii mei. Și eu rămân surprins de faptul că suntem aproape forțați să aprobăm acest proiect prin care ei ne atenționează că până pe data de 02-11-2018 trebuie să ajungă eu respectiv la ei. M-ar interesa dacă domnul primar poate să-mi dea un răspuns direct până când mai avem contractul cu SOM. Mai este, da? Dacă totuși mai avem acest contract cu SOM și ne se impune ca din 2020 să facem această selecție, ar fi păcat să ne implicăm atât de mult. Așteptăm, vedem ce se întâmplă cu restul de comunități care bănuiesc că și ei o să aibă niște reține și să nu treacă acest punct. Părerea mea. Astăzi? Astăzi ce nu treacă. Mulțumesc. Da, mi-am zis că mai sunt... Da. Bun. Problema este doar următor. Într-adevăr, pe hârtie, cred că stăm cel mai bine cu propuneri și cu tot ceea ce vedeți dumneavoastră acolo. Din discuțiile pe care le-am avut și ceea ce știu eu, mă refer la partea practică a lucrurilor, se va face, nou operator va veni cu, la fiecare gospodărie cu două pubele. Deci nu numai una, va veni cu două. Plus, în centrele colectare pe care le avem, se va veni cu containere. Dacă ați sesizat dumneavoastră, la Minești am văzut și eu chestia asta, sunt trei containere în care vine sticla și metal, nu știu exact cum e situația asta. Bun. Plata, colectare, depozitare. La ora actuală, începând din 15 iunie, avem plată către două societăți cu care colaborăm în privința ridicării, colectării, transportului și depozitării. Dacă până atunci toată plata se făcea către SOMA, din momentul din 15 iunie 2018, către SOMA plătim numai transport și colectare, iar depozitarea se face pe celula 2. De la Bacău, la un contract cu Ecosud. Noi am dat un... am raportat un număr de persoane cu care avem noi la ora actuală făcute declarații de salubritate și agenții economici care au solicitat autorizații de funcționari. Ajungându-se la o anumită sumă pe care noi, ca și cum ar trebui să o încasăm lunar. Vorba de cei 407 de la persoane fizice și 288 deocamdată la plata persoanelor juridice, agenților economice. Din sumele adunate, are și undeva în jur de 10.000, doamnă, contact, sau 10.000 și ceva. 10.400. Ei, 10.400 se achită, în primul rând, colectarea și transportul către SOMA, iar diferența se depune în contul ADIS pentru plata la coafa de gunoi. Deci nu, ADIS-ul i-am mandatat noi împreună pentru a face încheia contract sau face licitație și a încheia contract cu noul agent economic care se ocupă de proapa de gunoi Bacău, celula 2, Ecosud Bacău. Deci noi venim cu plata diferită pentru că având atâta număr de persoane, asta este calculul matematic, atâta număr de persoane și atâta pe care declarate și agenți economici, ori sumele respective, noi trebuie să încasăm lunar suma respectivă. În care ne ducem cu suma pentru avem contract separat cu cel care face colectare și transport, iar restul depunem la DIS, care face
plătește în numele tuturor celor 22-23 de comuni. De asta este diferența. Dacă noi am produce, dacă am face gunoi de 10.000, deci n-am mai plătit depozitare? Nu, la ora actuală nu ni se cere nimic. Deci, sincer vă spun. Nu știu cât o merge, dar deocamdată suntem într-o situație destul de avantajoasă, zic eu. Până la... Bine, domn primar, o întrebare, ca să mai scurtăm un pic. Da. Soma se poate discuta în continuare? Revenim. Să duc... N-am înțeles. Dacă soma rămâne cu noi contract... Bun. La ora actuală. Să poate merge în continuare cu ei? Asta era întrebarea. Lăsați-mă să vă spun ideea. Adunare. La sfârșitul lunii octombrie, noi avem deja contractul adunat. Așa? Noul contract cu Soma. De ce? S-a depășit contractul făcut în 2016 de primarul care era atunci, domnul Dancă. Spunea la suma de 30.000 de euro. Fără TVA, cifră pe care, prin cele două acte adiționale, am atins-o la nivelul, la sfârșitul anului, la sfârșitul lunii octombrie 2018. Pentru a continua, suntem în ipoteza unui timp liber în care, până se face licitația cu nouul prestator, cineva trebuie să vină să ridice și gunoiul din Comuna Hărgești. Iar atunci, au venit discuțiile cu Soma, pentru a continua colectare și transport. Problema se pune că, între timp, este o... logic și normal, dânșii nu au aceleași condiții, logic, și au mărit din calculul nostru cu 34 lei tona de colectare și transport. Nu am semnat încă contractul este în analiza noastră, dar... din punctul meu de vedere, nu putem tergiversa prea mult, riscăm să rămânem cu gunoaiele în tomberoane. E ridicat. Și atunci... ei au plusat. Au plusat ei, logic, ne-au prins, știți cum, ne-au prins la mantineră. Suntem prins, eu vă spun direct, suntem prins la mantineră. Contractul va avea clauză a fi încheiat, așa am și una dintre clauze contractului este până la definitivarea licitației cu noul... Deci, în momentul când am semnat, deci lucrăm cu Soma, până în momentul, în februarie, dacă s-o desemnat nou câștigător, din momentul ăla, contractul se realizează din oficiu. Din oficiu. Deci, asta este clauza pe care o punem noi în contract. E bun. Deci, asta este. Într-adevăr, atunci, asumii, el a fost o chestie, am încercat să negociem cât s-a putut. Singurul lucru pe care l-am putut este, zic, și atunci iarăși am dedicat chestia asta, prețul respectiv pe care îl au ei PSA este cel pentru municipiul Bacău și comunele de 25 de kilometri. Ei, în momentul ăla noi suntem cam puic mai multe sori de 25 de kilometri. Și atunci în principiu am acceptat prețul respectiv, dar cu condiția v-am spus, până la până când nouă prestatură să ne intrăm în toate reguli, cu toate problemele. Iar atunci vom plăti toată suma pe care vom încasa-o către ADIS. Iar ADIS va face plata și către unul și către... Deci noi nu mai avem din momentul ăla decât obligația, o să vină atunci, dacă ați văzut dumneavoastră, dar nu o să fie, nu știu dacă e specific aici, în momentul respectiv, agenții economici vor fi obligați să facă contract de prestări servicii de, mă refer la autoritate, direct cu agentul respectiv, cu societatea care se va ocupa de transport și colectare. Deci nu vom mai stabili noi, prin Consiliul Local, taxa pentru non-casnici, vor rămâne numai casnici la noi, iar non-casnicii vor avea contract de salubritate încheiat direct cu societatea care va câștiga licitația. Frecvența de colectare nu vi se pare că va fi o problemă? Frecvența de colectare, eu într-adevăr, sincer, n-am, vă mulțumesc, eu am să ridic problema asta. Principiul, ca gândit o logică, aducând cele două pubele și sperăm, eu sper, asta e speranță, dar nu e incertitudine, că cetățenii Comunei Hărgești nu vor mai pune crengi și alte și altele în pubelele pe care le vor avea în curte și s-ar aplica regulile conform legii și toate astea și ați văzut și dumneavoastră, Moluzu s-a anunț
Să vină societatea, să vină societatea cu mașină pentru molul să se ridice, eu cred că și, și ritmul respectiv ar putea, cu toate că eu văd la societate, la comune respectiv, cam vin cam în săptămână, tot la fel. Dar vom vedea în momentul în care... Baza solicitării vin, se ridice molul. Da. Adică am un contractul ăsta. Noi vom pune exact cum am solicitat acum la noi tot la fel. Am mai mărit la Soma noi iarăși prin negociare un alt contract durata de colectare. Deci dacă era până la, de la 7:30 la 4:30 la 16:30, am mutat-o până la 19:30. În ideea, pentru că experiența ne-a spus că nu se poate lua numai o mașină din comuna Fărtești. Deci ca să le ia ambele zone, deci toate satele din comuna Fărtești să fie ridicate în ziua respectivă, trebuie să facă două transporturi. Și am mărit, astea sunt noile prevederi, noile mărirea prețului, a duratei de colectare în ziua respectivă și asta orarul respectiv și specificația că se va încheia din oficiu contractul respectiv la desemnarea unui nou prestator de dedicare de colectare și transport. Concursul trebuie să-l tragem noi, nu? Amănunții pur tehnicii. Cine este pentru? Motivă? Abține? Motivat. Acum aveți cazul domnul Dămos, să fie motivat. Deci nu am primit un răspuns clar. Așa. Dacă noi putem continua cu sumă. Nu. Dar scrie clar aici, domnule. Nu. Deci nu. Domnule, putem continua până când... Da, dar nu este tot clar, dar nu este... Eu cred că am spus și tot clar. Dar cum se stabilește de ce se va eu atât de unde? Dar eu m-am spus, deci până nu se va face licitația, suntem obligați să continuăm cu... Dacă nu cu Soma, dacă găsim cu altcineva, să rămânem cu același, nu? O recomandare. Pentru că asta dar puteți să-ți duc unii azi. Dacă am motivat ceva, da, să mai fii martir. Nu, mai e motivat. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Gorjeni de Bacău, în Comisiile de Administrație ale Școlilor Gimnaziale de Gorjeni. Consiliile. Da, eu să vă spun, zâmbesc că mai avem un pic ceva și în fiecare ședință din Consiliul Local de semnare a reprezentanților în Consiliul de Administrație. Așa, corect. Da, mulțumesc. Dacă ați văzut, îi spuneți motive, am și zis. Eu îmi pare rău că n-am participat, venit și s-a trecut un pic mai târziu. N-am prins discuțiile, de adevăr, l-am spus specificat în... Da. Nu mai, nu pot acum. Să aștept un pic. Fă foc? Da. Ei, configură, să spui două minute și așa. Să aștepți. Așa. Într-adevăr, noi am pus în expunere, am să zic. După cum bine știți, în cadrul ședinței Consiliului Local, din data de 14-a, a fost aprobat un proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților. Toate de asta au fost discuție și am înțeles cu domnul Iulian Tufel să explicați problema. Așa. Raportul la numărul de schimbări și în fine, la schimburi. Bun. Noi am abrogat hotărârea respectivă din septembrie, de asta o să fie pentru ambele școli, o să vă puneți întrebare de ce, și am venit cu propunerea, la școala Horgeri să nu fie nicio modificare pentru că nu sunt probleme, iar la școala Răcătău să desemnăm un singur consilier și un reprezentant al primarului. Propunerile noastre sunt domnul consilier Bârnaru Păstel ca și consilier în cadrul Consiliului de Administrație, iar reprezentant al primarului în cadrul acelui Consiliu de Administrație, să fie domnul consilier. Domnul secretar, spuneți că aveți dreptate. Eu am stat de vorbă și spuneți că aveți dreptate. Deci spune că din Consiliul de Administrație fac parte un reprezentant al Consiliului Local și primarul. Și primarul. Domnul primar trebuie să dea dispoziție pentru dacă nu se poate deplasa la cele două consilii locale, dă dispoziție de primar, nu din cadrul Consiliului Local. Aveți dreptate pe, deci, domnul, pe lege ce a spus. Hai să ne spunem ce avem de spus aici, nu mai facem. Și tura trecută am... Facem o ședință tot cu desemnarea asta și să... Nu, domnul, asta zic. Hai să nu ne credem. Desemnez
primarul desemnează el în numele lui pe cineva prin dispoziții. Așa. Pe cineva. Ori desemnat pe viceprimar prin dispoziții. Okay. Nu prin Consiliul Local. Eu nu pot să desenez. Asta este atribuția primarului să-și pună locuitor. Nu a Consiliul Local să pună locuitor pentru primar. Asta e părerea mea. Dumneavoastră puteți să o lăsați așa că până la urmă nu este. Dar nu amestecăm cele două autorități cu competențe cele două autorități. Pentru că discuția asta o vom avea și la celelalte două proiecte de hotărâre care au fost inițiate de domnul consilier Dămoc și aș vrea până la ăla dacă... Bine, acum să te simțiți asta. Pentru că asta este părerea mea. De acord cu noastră, deci, dacă este legal, de ce nu? Părerea este că și în 2016 și în 2017 am făcut același lucru. Și acum am făcut-o de 3 ori, cred că din cauza asta. Putem veni până la mine. Da, se poate. Domnul primar desemnează. Deci, nu trebuie făcut amendament, spune legea clar, da. Omule, băi, da. Când ne încurcăm... Domnul consilier, mai vedeți că iar nu are o formă corectă... Păi când apropie, apropie toată lumea. De ce are dreptul oricând să determineze pe oricine, fără aprobarea Consiliului? Dar nu cere să apropăm, domnule, nu are dreptul să ne tragă articolul ăsta. Articolul 2 e atunci așa. Deci nu mai trebuie făcut atâta... Articolul 2 și legea și de la 1... Articolul 2. 2, așa. Propunerea pentru domnul Budan rămâne... Da, domnule, rămâne și da, 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 ca vorbește lui. Deci ca și consilier, da. Îți cineva la cuvânt? Tocmai, puneți la amendamentul la vot. Amendamentul, retragerea articolului 2 din... Nu știu, nu știu. Ok. Vă trage inițiatorul, de ce spun nu, am zis că nu se retrage. Nu, nu am venit ca propunere, deja am greșit, am dat propunere. Trebuie să retrag tot proiectul. Da, luna viitoare. Nu, nu, nu. Amendamentul ăsta cred că e propus de domnul Mitică, sau... Da. Nu, amendamentul... A, nu, contează și contează. Noi am discutat pe timp de marge a legii de astăzi. Păi nu, trebuie să punem la vot. La vot, amendamentul? Da, amendamentul. Da, articolul 2. Împotrivă, abțineri. Articolul 1. Proiect la vot, în formă amendată. Adică domnul Budar să fie consilier de ședere politică din local, să dau o copie de stat care tot. Puneți forma proiectului cu amendamentul respectiv. Cu amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? La 4, nu poate, dar este existenția doar o sală, dar cum o faceți? Punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind eficientizarea procesului de informare al consilierilor despre proiectele de investiții majore ale primăriei Vărcești și de implicare consultativ a consilierilor în astfel de proiect, inițiator consilier Dămoc la Obelă. Da. Nu o să dau citire exact textului de motive, presupun că ați citit-o. O să vă spun de unde a plecat ideea proiectului. De foarte multe ori în ședința de Consiliul Local, noi, consilierii locali, suntem puși în situația în care noi întrebăm care mai este stadiul lucrării la apă, care mai este stadiul lucrării pe luăm pe rând. Dacă noi, ca și consilieri, nu suntem informați, ce să mai spună cetățenii atunci, care ei, la rândul lor, chiar că habar n-au în ce apă ne scăldăm. Vă dau și un exemplu concret. Tot a fost anul ăsta problema cu inundațiile și cu balastările. Nu există transparență în alegerea drumurilor cu probleme din comun. De fiecare dată auzim în rândul cetățenilor această problemă. De exemplu, domnule, i-a făcut ăla că-i cu mătru, i-a făcut ăla că-i prieten, la mine nu face, la mine nu balastează. E și rolul nostru de consilier local să ne implicăm, să venim cu propuneri de locuri unde sunt probleme.
Asta vorbim strict de punctual de problema balastărilor. La fel și în toate celelalte proiecte care sunt în curs de execuție la Forgești. Am văzut de foarte multe ori proiecte care vin, îi se propun spre vot, dar nu avem sursă de finanțare. Am venit, sunt proiecte executate cu deficiențe. Discutam cu domnul director de la școala Forgești. Nu e ok cum se lucrează. Deja chiar am făcut și niște fotografii acolo. Nu e o lucrare de calitate și nu, rolul nostru de consilier local este de a ne implica, de a se sesiza nereguli, chiar dacă există comisii de recepție, chiar dacă există personal care persoane ingineri care își asumă responsabilitatea, este și treaba noastră de consilier local, pentru că de asta am fost aleși de cetățeni să ne implicăm. Și pe lângă rolul nostru de a fi informați și de a ne implica, ajutăm și cetățenii de a avea acces la informații și la stadiul proiectelor. Chiar mi se întâmplă foarte des să fiu întrebat, domnul, cum mai e cu drumul ăla, cum mai e? Dom'le, eu da, mai intru pe site-ul de achiziții publice, mai văd care mai e stadiul licitații, dar nu toate persoanele au acces. Tocmai de asta am ușurat cetățeanului accesul la informație, să știe și cetățeanul. Avem termen, de exemplu, în ianuarie, pentru drumul județean să se finalizeze licitația. Foarte simplu, să fie public lucrul acesta pe site, nu cred că e o problemă. La fel, când se va termina licitația, poate o să apară contestație, o să apară. Și noi, ca și consilieri, trebuie să fim informați, la fel și cetățenii comunei Forgești. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Să mai scrie cineva la cuvânt? Cineva? Ok. Am discutat câteva probleme privind acest proiect de hotărâre și aș pleca de la preambul, de la motivarea lui juridică. Articolul 36, alineat 6, litera D și F din lege și articolul 63, alineat 3, litera D din legea administrației publice și locale prevede clar. Consilierul poate solicita informări și rapoarte de la primar, viceprimar și de la alte organismi prestatoare de servicii privind stadiul lucrărilor și așa mai departe. Deci, el poate să solicite raport și informare de la primar, ca viceprimar, asupra oricărei lucrări, oricărui proiect. Mergem mai departe. La articolul 63, alineatul 3, litera B, care invocă ca motiv, ca în preambul, legalitatea proiectului, spune așa. Primarul prezintă în primul semestru, în primul semestru al un raport privind starea economică și socială a comunei, obligația lui, și periodic, la solicitarea consilierilor, rapoarte și informări privind anumite situații specifice. Deci proiectul X, proiectul Y și așa mai departe. Iar articolul 42, alineatul 1 din legea privind statutul aleșilor locali, spune clar că primarul, dreptul aleșilor locali nu poate fi îngrădit să aibă acces la informații și așa mai departe. În sensul proiectului inițiat de domnul consilier, ar însemna, dacă ne uităm și în expunerea de motive, au fost 8, inclusiv drumul județean, 8 proiecte care dumneavoastră spune că s-au desfășurat mai greu sau nu cum s-au desfășurat corect. Dacă am luat după articolul 1, ar însemna că pentru fiecare proiect, pentru fiecare proiect de investiție, ar trebui să punem câte un reprezentant al primarului. Primăria, în sfârșit, să desemneze, până avem atâta funcționare. Asta ar fi una. Al doilea, responsabilul de proiect va informa consilierii care s-au arătat interesați de proiect cu cel puțin la ședințele specifice a activităților de proiect și va pune la dispoziție toate informații necesare. Din expunerea de motive, am reținut faptul că orice consilier poate să verifice soluțiile tehnice. Nu văd eu competența unui consilier din punct de vedere tehnic, sau chiar dacă ar fi inginer. Proiectul ăla, când s-a întocmit de o persoană autorizată care își asumă răspunderea. Mergem mai departe. Să facă propria analiză asupra oportunității și mai departe. Asta o facem în Consiliul Local în momentul când se aprobă proiectul respectiv. Mai departe, să comunice punctele către echipa de proiect. Să solicite persoanelor responsabile informații necesare desfășurării rolului consultativ. Să consulte la rândul său cu alți specialiști. Asta ar însemna că eu,
vreau să mă vin cu un specialist, băi, proiectul ăsta nu-i bun, să găsește domnul Crețu care are alt specialist, să aduce altul. Consider că dacă acest proiect de hotărâre s-ar aproba, una că ar fi în afara legii, dar ar îngreuna activitatea și așa merge destul de greu. Și așa este legea destul de stufoasă. Parcă am înțeles chiar că dumneavoastră un consilier cu, se cheamă, tel de tel zom, așa la sau tel... Tel drum, tel, nu, așa la ea luat. Tel zom, discutăm și despre ăla de acolo. Și așa am înțeles că... Procedura asta cu grupurile sanitare, cum zice, este stufoasă legislația. Păi noi o facem și mai stufoasă acum oamenii. Păi ce ar însemna să luăm proiectul de apă, care din 2 ani de zile, din 3 ani de zile este aprobat și întors scos la licitație și iar, acum s-a dus și mult specialist să spună, eu mă duc să-l vei, dar stăm că când nu-i bun șansul ăsta de 20 de centimetri sau să-l facem de 80. De 10, mai mic. Sau de 10 sau așa mai departe. Nu. Asta este părerea mea, că este obligat primarul și legătura dintre consilier și primarul ținut în domnul secretar. Mă duc și spun, domnule, aș vrea ca pentru ședința următoare să prezinte, să-i comunicați domnul primar, să stabilească persoana care este competentă, să vină cu un raport sau cu o informare privind stadiul de desfășurare lucrărilor la, știu eu cum se cheamă, instalație electrică sau mai știu eu ce. Asta este părerea mea, că nu trebuie să amestecăm o autoritate cu altă autoritate. Deci competența a însemnat să dăm o autoritate publică deliberativă să vină să dea ordine autorității publice executive. Ce să facă? Asta este punctul meu de vedere. Dumneavoastră, noi n-am pus un... în comisie nici o pun în vedere. Urmează ca să vă expuneți punctul de vedere asupra celor ce am spus eu. Eu am luat un articol care motivează proiectul de hotărâre. Și m-am dus și la expunere. Bine, nu cred eu că găsim noi pe cineva atât de competent dintre consilieri să vină să identifice anumite soluții și așa mai departe. Dacă este, poate să vină în Consiliul Local să propun, domnule, consider că ar fi bine așa. Da, pot să vă răspund? Sau mai e cineva? Nu mai este cineva. Deci, domnul Costică Mitică, tot respectul că le fac în dumneavoastră, a expus exact ceea ce am gândit și eu. Care este problema? Doare, hai să nu mai vinim cu proiectele astea care, de fapt, se suprapun peste legea administrației publice. Deci, ce nu o spun domnul Costică Mitică și o spune eu ca să știi, sunt sancțiuni care se pot da primarului pentru neconcordanță la ceea ce a propus noi, ca deliberativ. Dar asta, o singură chestie care aș dori eu, și chiar cât mai suntem consilieri să încercăm să ne punem la punct, să cerim și termeni. Termeni. Sunt de acord că se motivează. Canal nu se poate face că nu s-a aprobat, nu știu ce problemă. Podul de la Zodian, nu a ieșit proiectul inițial, nu s-a trecut la finanțare. Deci motivație este, dar noi trebuie să cerem, tot timpul trebuie să fim... Nu să-l plictisim, dar să vadă că și noi suntem interesați, pentru că suntem cei întrebați de cetățeni. Păi, știm că este un proiect în acutare zonă. În rapoartele care ar trebui să le aducă în fața noastră rapoartele... Dar te-ai cerut întâi, domnule, ca să-ți dea. Exact, păi noi trebuie să le și cerim. Deci nu-i domnule. Dar nu sunt de acord ca noi să venim cu acest... Da, spune clar. Nu, orice consilier... La cererea consilierului, la poate să-i informe. Oricând. Privind situații specifice. Și m-aș mai vrea aici să fac o propunere. Domnul consilier, domnule, când întreb care este stadiul lucrărilor privind podul Zodian, domnul primar îmi răspunde, domnule, este procedură, că nu știu ce, să vezi că mai trebuie să nu știu cum, să-și mai facem. Îmi dat un exemplu, așa, nu... Nu, eu spun, vă rog să-mi dați răspuns scris.
scris, sigur. Da, într-o săptămână, în două săptămâni. Și când mă întreabă domnul Danță că nu poate să treacă cu tractorul peste pod, îi spune ce să... Și eu cum fac? Am spus că anul ăsta avem asfalt. Eu cum fac? Cu bază. Aia, asta degeaba te duci la primar că avem asfalt, că ai și drumul județean. E mai complicat. Deja e mai... Dar atunci ei spun, uite, a dus primarul, că bolul e gata până la... Nu de competența mă ta să fac așa. Dacă așa am auzit și nu este de competență. Ce v-am spus să... Și mă duc și îi spun, uite că mi-a dus primarul, că e gata fără la 30 februarie. Domnul deci, în concluzie, eu nu sunt de acord cu acest proiect. Da. Domnul Mitică a și exagerat un pic. Proiectul de hotărâre prevede clar că noi, consilierii locali, putem. Deci doar dacă dorim și dacă considerăm necesar, da? Nu înseamnă că noi suntem specialiști în construcții de drumuri, construcții de școli sau alte cele. Vorbim strict punctual. O să mă întorc nou la proiectul de balastare, da? Sunteți de acord că anul acesta au fost risipiți sute de milioane de la bugetul local, având în vedere balastările, care au fost făcute fără, deci fără cap. Logic. Deci bani aruncați pe apa sâmbetei. Și dacă era, dacă era aprobat ăsta, cum se făcea? De exemplu, eu am... Cum se făcea? Eu am specificat în președință de Consiliu că am putut merge pe acea piatră concasată, pe, în primul rând, șanțul Rigole. Eu, ca și primar, n-aș fi cheltuit sutele alea de milioane de aruncat balastru pe drum, fără a avea înainte șanțul. Asta trebuie să explice de ce au făcut așa. Nu... Ei puteam, noi să-i spunem, primarul când încheie contractul, nu știu, când o să știe câți bani vrea și așa. Domnule, noi ca și Consiliul Local am fost puși în fața faptului împlinit. Noi nu am avut acces, înainte de a se face acea lucrare, să venim și noi cu o sugestie. Să vedem, în primul rând, cum v-a spus, drumurile, nu? Vedeam, domnule, se balastează cu tare drum. Păi, domnule, acolo era de start o problemă. Ne expuneam punctul de vedere. Și mă întorc la articolul 36, că tot ați dat alineatul 2. Prevede foarte clar atribuțiile Consiliului Local, inclusiv acelea de a... dacă vreți, vă citesc tot articolul. Dar nu citiți tot articolul, citiți numai, numai alineatul 1. Există clar doar atribuții ale primarului în ceea ce privește aprobarea bugetului... Nu, articolul 36, domnule, citiți numai alineatul 1. 6. Că 36 are 19 puncte. Da, referitor la cel care are inițiativă și hotărăște condițiile lege toate problemele de interes local. Nu, articolul 36, alineatul 2, litera D. Păi, ce spune acolo? Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local. Nu, privind... ca să rezumăm, noi am ajuns la o concluzie oarecum în... la comisie, dacă proiectul ar fi venit din partea domnului primar, ar fi fost în regulă. Nu? Problema dumneavoastră... Proiectul ăsta nu putea să vină din partea primarului, domnule. Cum adică? Dar el să vină să ceară Consiliul Local să-i aprobăm, să pună un responsabil de proiect? Asta-i treaba lui și funcționare și pune la treabă. Dacă nu și pune la treabă, să facă el treaba lui. La aliniatul 6.8 prevede clar, o să trec de asta, vorbesc în... premergător proiectului următor, deci prevede clar că avem atribuții în ceea ce privește situațiile de urgență. Nu da? Consiliul Local. Sigur, dar spune așa, să asigurăm cadrul necesar funcționării următoarelor servicii. Domnule, am sesizat niște probleme care dorim să fie rezolvate. Nu, domnule, să asigurăm cadrul necesar, să-i punem la dispoziție banii serviciului local, să-i dăm, să-și pun pe nilopet și el să-i pună la treabă. Nu să mă duc eu, Consiliul Local, să-i pui primarului să fac avert comitetul de urgență. Comitetul Local da. Acum deja am trecut la celălalt punct. Păi nu, dar deși aia că ați luat dumneavoastră legătura. Deci, probabil că vă mă gândiți. Nu considerați oportun de a fi publice toate proiectele care sunt în derulare? Da, pe site-ul primării, până de la fișcolo, să face lucrare, uite, pot zodiar, cum scrie, bine au făcut. Și pe urmă au ajuns pălțile, senator sau nu știu ce. Drum făcut din bine. Exact ce spunea domnul Crețu, ne asumăm niște termene. Degeaba le avem pe hârtie dacă... Habar n-avem când vor fi, dacă vor fi vreodată acele proiecte puse... Și dacă eu sunt, dacă dumneavoastră aprobă ăsta, cum se rezolvă termenile? Duce responsabilul de proiect să îi spună primarul, haide, băi, inițiază mai repede. Nu cred. Nu cred că se poate lucra asta. Și mai mult decât atât, domne, noi să-i cerim în mod strict pe obiect informații și raport. Scris. Și în momentul când mi-a dat scris și spune că podul de la Zodian se face
până la 30 februarie, când el merge de rigoare, atunci vreau și spun și eu, că demandul nu poate să spun, apar la 30 februarie. Să nu mă mai întrebi prin mine. Du-te la primar, vreau să spun pe 30 și gata. Asta este rolul nostru. De 2 ani jumătate toți suntem informați. Păi, domne, între ghilimele. Informați, a fost și eu la toate ședințele. Și nu informat, cum și acum. Uite, cu bulul de escavator. Păi, până găsește, s-ar putea să treacă să vină zapada cea mare, să se facă contractul de încăpezării cu nu știu cine, pentru că până găsește basculanta, până nu știu ce. Asta e procedură. Destul de stupoasă, exact cum ați spus. Acum s-o face și noi. Aș vrea să auzi și pe aia domnului comandant. Deci, apropo de ieri, da, eu vă invit cu drag alături de noi, cu cât suntem o echipă mai mare, cu cât e dar. Ideea este felul următor. Dacă vreți, vă facem scris, dacă lunar, dacă vreți lunar, lunar, nu e vorba de mine personal, nu o luați personal. Nu, dar nu am luat personal. Nu, dacă solicitați, deci la solicitarea dumneavoastră vă punem, la, eu cred că informativ, ca nivel informativ ați fost informat la orice ședință la, asupra statelor proiect. Revenim la partea asta cu bulldog, într-adevăr, deci s-o câștigat deja, avem un câștigător. Sunt niște termene pe care eu nici eu nu știu, dumneavoastră știți asta, chestia asta, domnul Moc, dar că sunt niște termene care trebuie respectate. Deci, după ce s-au câștigat câștigătorul, trebuie să stea 11 zile ca să dreptul la contestație. M-ați înțeles, deci o chestie destul de... Stăm 11 zile, să așteptăm 11 zile lucrătoare, să așteptăm 11 zile pentru ce? Asta înseamnă două săptămâni. Încă două săptămâni stăm pur și simplu. Deci până nu trec două săptămâni, nu mă primește afirul să duc dosarul de plată, să-mi dea drumul la achiziții. Deci încă asta înseamnă 15 noiembrie. Deci de aici încolo, mai curte 10 zile, undeva 10-11 noiembrie. Deci după aia, după ce termină afirul, că doar afirul nu mai ia prima dată pe mine, hai, dăm aprobarea, vine hârtia de la afir, are dreptul în 5 zile să-mi facă notificarea și abia după aia pot să mă duc să contactăm pe cel câștigător să ne aducă bulldozerul excavator. Deci încă durează încă 2 săptămâni, cel puțin 2 săptămâni chestia asta. Cu toate că s-o câștigat, există un câștigător, există tot, numai eu am zis în felul următor, eu care am luat-o mai bine. Și când eu după bulldog? Nu. Termenul respectiv. Și mai stăm încă 2 săptămâni. Deci sunt niște termene pe care... Asta tot ce am și 2 săptămâni și mai... Da, da, poate ai trebuit ceva. Nu. Și făceam un leasing. Da. Dar dădeam bani, vorba. Da, în fine. Asta e. Acum, o facem partea asta cu leasing cu basculanta și... Na. Mai scoare, ce? Pentru că acum am luat și varianta asta, dacă o durată atâta, mai vreau să mai facem un proiect pentru... Apoi, dacă mai facem un proiect cu autobasculanta, ne adunam, ajungeam prin 2021-2022 până aveam garanție. Deci, na. Să strică bol, domnule. Eu cred, din punctul meu de vedere, dacă tot mi-am dat, că ați fost informați verbal, într-adevăr, poate nu scris. Într-adevăr, asta recunosc chestia asta, dar verbal am fost, ați fost informat de stadiul proiectelor mari. Bă, dar aici niște proiecte care nu există, dar în fine, asta e altul problemă. Asta nu mai vă referiți. În fine, n-are rost să ne intrăm în toată chestia asta. Bun. Dacă vreți, uite, cum ați zis dumneavoastră, vă face un plan de, și o să vină, cred că proiectul celălalt, dacă o să treacă, un plan de exemplu, pentru viitor, anul viitor, pentru balastare, să venim înainte de a ne apuca de a semna contractul de balastare, domne, hai să facem, ne adunăm cu toți, suntem reprezentanții a tuturor comunităților și tuturor statelor, să spunem, ia, unde ar trebui? Aici, împreună să găsim o soluție. Iar trebuie. Domnul, am înțeles mesajul, eu l-am înțeles mesajul, dar asta putem să facem. Deci o conciliere puteți face, nu gata, cum zic eu, acolo trebuie neapărat, poate eu nu-l văd, că trebuie balatul respectiv în dealul curcului. Sau schimbăm cu mieti, vorba lui domnul Dămoc. Nu mai spun la cumătul meu, pun la cumătul lui domnul Ilean sau lui cumătul lui domnul Dan. Deci, să muncești pentru consiliere și să iau bani de pomană. Pentru cine? Pentru proiect? Pentru proiect număr 4. Pentru proiect cine este? Nu, e legal sau e legal cum am proiect? Intenția domnului Dămoc, domnul consilier, este bun. Din punct de vedere a motivației proiectului, fără să ne raportăm la, la expunerea de motive, articolele invocate creează acest drept de informare a Consiliului Local. Este normal ca la un moment dat hotărârile de Consiliul Local să aibă legătură cu o lege, pentru că altfel ar fi ilegală hotărârea. Ceea
efectiv detaliile legate de ceea ce prevede proiectul de hotărâre, din punctul meu de vedere, motivația legală nu depășește cadrul legal. Acum este corect să dăm o hotărâre din Consiliul Local ca să respectăm o lege. Dacă legea există? Dacă legea există. Da. Dacă hotărârea, dacă hotărârea face trimitere la anumite amănunte, adică acel responsabil care nu sunt... Este vorba de acel responsabil, este vorba de publicare, dar publicarea se face și este lucru de ce se face. Prevede o sumă mai mare, o sumă fixă peste care ar trebui făcut această lucru, deci nu e vorba de orice achiziție de pixuri sau orice altceva. E vorba de achizițiile mai mari de peste 5.000 de euro. Iar referitor la partea tehnică pe care o invocați, deci nu e obligatoriu ca eu, văd și o logică, logic lucrul ăsta, nu o să mă duc eu să consum nu știu ce firmă de construcții neapărat, dar e vorba că pot, într-un anumit domeniu, la un anumit punct, poate chiar... Vin cu o sugestie bună pentru acel proiect. După ce se termină lucrarea. Că dacă o faceți înainte, înseamnă că trebuie să mai vină și altul, dar după aceea spui, doamne, uite, am consultat pe ăla și cade este placa din pe școală. Este de ce vedere, dar nu e. Proiectul nu prevede așa. Eu n-am nimic, asta a fost punctul meu de vedere. Dumneavoastră ați vrut să vedeți partea mai complicată a proiectului. Partea mai simplă a proiectului este tocmai de a transparentiza toate... Cea mai toate... complicată este, mi se pare că la anumite proiecte, după ce se fac, ba nu-i bun. Când nu se fac? Nu se fac și rău, când se fac, păi nu-i bun, că de ce s-a făcut așa, că trebuia făcut altfel. Că de ce s-a făcut, s-a depășit, nu știu cu cât lei, treaba asta. Doamne, orice proiect și orice care se derulează pe timpul derulării, se poate întâmpla, se apară anumite lucrări neprevăzute, oriunde, și se mai mărește suma, cum a fost cu școala de la Hărgești. Din punctul nostru de vedere, și eu am discutat cu directorul, și-a zis că e o lucrare bună. Se acum, cu dumneavoastră, directorul v-a spus că e altă pică, o placă de acolo. Este dirigent de șantier, este în, cum se cheamă, în garanție, și vii să o facă, doamne. S-o sezizează primarul să-l cheme. Să-l cheme, să o facă. Primarul, nu știu, ăla, beneficiarul proiectului, nu vine la mine consilier să plângă. Vine la primar, ce-ai pus, domnule, pe ăsta? Uite că l-a făcut treabă bună. Și atunci îl chem să refacă toată lucrarea, pe banii lui. Pentru că i s-au plătit banii ăștia. Să-ți dea o garanție. Asta e regulă. Da, nu aia de garantie, taxa de garantie. Am mai spus și cu dirigintele de șantier o problemă, că prevede legea, dar noi dăm niște bani dirigintul de șantier, nu mai vine așa odată la turcă și să ne adu și el plătit. Aveți dreptate. Da. Noi avem și partea noastră de vină ca și consilier. De s-a ajuns în situația ca domnul Dămoc să vină cu un astfel de proiect. Pentru că la ultimul punct de fiecare dată, când solicităm câte ceva domnului primar, doar ni se spune ceva verbal și nu s-a ajuns la situația. Păi asta este ce am spus, e partea noastră de viitor, domnul consilier, de viitor. Dar domnul primar să nu și-a doar notițe, face și scris și atunci dumneavoastră să fie obligat prin articolul de lege să ne dea niște răspunsuri. Dar în general, straight? Da. Și abțineri? Aveți curaj, domnul consilier, asumați-vă că sunteți împotrivă. Abțineri două. Nu ești un profesor, cu domnul Butnar. Știți la ce s-a gândit domnul Dămoc? Ascultați-mă un pic. Știți la ce s-a gândit? Pentru că se vorbește, consilierii vin de pomană la ședințele de consiliu. Da. Fii atent. Da. Păi aia, iau bani, iau 5 milioane de pomană, nu mai vin, ridică mâna jos, ridică mâna jos. Și atunci nu trebuia să inițieze niște proiecte, să vină că face ceva, domnule. În privința aia, mea, eu vă contrazic asta. În privința mea cel puțin. Nu, eu nu vă contrazic deloc, pentru că așa este, așa s-a vorbit.
consilierii de la Horgeș vin, iau 5 milioane de pomană, ridică mâna, coboară mâna, ridică mâna, coboară mâna. Aș vrea să spun ceva la votului. O să dau dreptate, domnul Bogdan, trebuie să recunosc că de foarte multe ori consilierii locali sunt folosiți. Se ridică mâna de multe ori fără a fi documentați în ceea ce privește proiectul de hotărâre. În altă parte, la momentul când ni se cere să votăm majorări de taxe sau alte lucruri, se aruncă vina asupra consiliului local că, știți, nu noi, consiliul local a făcut lucrul ăsta. O să vă rog să aveți în vedere lucrul ăsta pe viitor, pentru că nu e normal ce se întâmplă. Dar nu mi-e așa, dar niciodată n-am făcut afirmația. Așa este. Referitor la asta, să știți că aveți dreptate dumneavoastră că se dă vina pe consiliul local și este corect. Consiliul local a aprobat. Ca în momentul când se supun taxe și impozite, la taxe locale, că impozite nu vorbim, taxele locale, atunci fiecare spune punctul de vedere în Consiliul Local și dacă pe total se aprobă. Noi nu avem ce să facem, nu trebuie să ne asumim. Da, domnule, Consiliul Local a aprobat, eu nu pot să mă duc și spun, știi, eu n-am Consiliul votat, local dar votat ăla. A aprobat la propunerea primarului, că acolo vorbim de un proiect al primarului. Noi... A trebuit să-și asume primarul, că el a venit în fața Consiliului. Dacă vine... Care poate? Mă, dar e aprobat de Consiliul Local. Cine încurci mereu? Haideți să ne mergem. Asta am vrut și eu, domnule, de chiar. Noi trebuie să ne mergem. Să văd la poarta omului și o rezolvat-o și o dat numit. Păi știți, noi n-am venit de la primării. O spus că e mare și din cauza asta a venit. Domnule consilier, îmi permiteți să reluăm votul, eu ce am notat, votul am fost băiatul la primărie. Mai facem o dată. Consiliul local să-și asume votul. Am avut două pentru. Am avut două voturi pentru. Domnul Boboc și domnul Dămoc. Am avut două abțineri. Domnul Tufescu și domnul Budanu. Restul și abținere domnul Dan. Da. Deci trei fac 5. Da. Până la 14, 9 pentru. Și 9 împotrivă. Împotrivă. Împotrivă, da? Nu, ies acum, da. Domnule, n-am ținut neapărat să vă contă, dar... Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea planului cu măsuri și acțiunile care se întreprind la nivelul Comunei Horgești pe perioada sezonului rece 2018-2019, inițiator consilier Dămoc Claudiu. Aveți cuvântul, domnul Dămoc? Da, deci la cât prevede partea juridică, la punctul 8 de la articolul 36 aliniatul 6, prevede clar că Consiliul Local are atribuții în situațiile de urgență pentru a avea în vedere acest lucru. La fel, au fost probleme multe iarna trecută din punctul meu de vedere. Pot să cer exemplu cu drumul județean care nu ține de noi, dar noi ca și autoritate publică putem avea în vedere de a face către Bacău informări. Că nu suntem de acord că acel drum să fie închis 3 luni pe an. Că nu e normal lucrul acesta. Acei cetățeni din zona Bazgara Răcătău pur și simplu au fost privați de a merge pe un drum județean. Simplu, deși se poate a venit foarte târziu, undeva prin ianuarie. Mai mult de 3 luni. Mai mult de 3 luni. 15 noiembrie, 15 martie. Deci noi ca și autoritate locală stăm resemnați, clar, frumos, gata, ne-au închis drumul și nu luăm nicio măsură. Nu mi se pare normal să întâmple lucrul ăsta. Dezăpezirea, asta v-am spus și anul trecut. Cu acea piatră mare care a fost aruncată pe drumuri, cu utilajul care a venit pur și simplu, deci asfaltul după iarna trecută chiar a avut de suferit în satul Horgești. O situație cu persoanele singure din comună, chiar văd util lucrul acesta, să știm și noi. O situație la zi cu persoanele care ar putea avea probleme în acest sezon rece. Din nou, domnul Mitică ne-a spus că nu avem noi atribuții să vă delegăm atribuții, să vă dăm noi de treabă. Nu a spus așa. Ok, am reformulat. Suntem în al treilea sezon rece în care intrăm și noi n-am avut, de exemplu, până acum un asemenea proiect de ordinea de zi. Am considerat oportun că noi, ca și comunitate, ca și Comuna Horgești, ar avea nevoie de un plan de situație de urgență. Pentru că au fost atâtea cazuri cu probleme. Da. Pentru că am avut noi am avut discuțiile asupra legalității. La fel, asupra legalității v-am spus. Deci prevede clar în articolul 6. 36 aliniatul 6, punctul 8. Situația de ce vă duceți la punctul 8? Și nu luați litera D. Păi mă duc unde nu, acolo unde am avut motivarea să fac acest lucru. Luați litera D, 1, și spune așa. Consiliul local,
Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar pentru funcționarea serviciilor publice de interes local privind două puncte. Și începe. Educație, sănătate, cultură, tot și inclusiv la punctul ăsta, situații de urgență. Deci noi pentru fiecare, la solicitarea primarului, spunem, doamne, ca să funcționeze serviciul de urgență, de ce doar am nevoie de următoare. De ce doar la solicitarea primarului? Păi el, duceți-vă la atribuțiile primarului. Dacă primarul nu a avut acest... Nu, duceți-vă la atribuțiile primarului și să vedeți acolo. Că ia măsuri pentru ducere la îndeplinirea prevederilor de la punctul 36, de la articolul 36. Și dacă primarul nu și-a făcut treaba? Băi, dacă nu-și face treaba, o să mă mod și o fac, o să mă la doua oară, ajunge până la revocare, prin referendum, dacă nu vrea să facă. Pe care-i problema? Și mai mult decât atât, neducerea la îndeplinirea hotărârii luate de Consiliul Local de reavoința primarului este contravenție, prevăzut la articolul 18 din lege. Din legea administrației publice locale. Pentru că am avut de-a face cu toate punctele de vedere și deja e două, trei articole, nu e cam stupidilor. Iar aici e dumneavoastră motivați. E mai apărat. După, deci motivul pentru care nu vreți să aprobăm acest proiect este sunt că vă așteptați ca domnul primar să nu-l ducă la îndeplinire. Nu. Nu ca să nu-l ducă la îndeplinire. Nu. Păi eu asta am înțeles. Ați înțeles că v-ați grăbit. Eu cu totul altceva am să spun. Motivat ordonanța, adică hotărârea se motivează cu articolul 22 din ordonanța guvernului, asta e drumul de sfântul administrale de la locale a primăriei. Articolul 25 litera B din legea 4 privind starea civilă, privind protecția civilă. Asta spune că se aprobă planul de anuale și de perspectivă resurse umane și financiare, asta se aprobăm noi, resurse umane, financiare. Eu vă spun că sunt foarte multe comunități din țară care aprobă an de an acest plan pentru situații de urgență. Nu știu dacă sunt. Pentru că vă spun foarte sigur că sunt. Dacă sunt, înseamnă că sunt încălcate prevederile articolului 24. Am înțeles. Și în ordonanța 21. Și toată lumea, toată țara încalcă legea și noi vrem să ne încălcăm. Domnul. Asta să vă luați copia de undeva și l-ați adus aici, probabil făcut de un ISU de undeva. Ca să vă spun și de ce. Pentru că articolul 12, și domnul primar, vorbesc foarte serios. Articolul 12 din ordonanța 24 spune clar, se constituie Comitetul Local pentru Situații de Urgență, care nu e una și aceeași cu Serviciul Local pentru Situații de Urgență, sub conducerea primarului, Comitetul pentru Urgență, deci sub conducerea primarului. Și sunt formate din primar, viceprimar, secretar și încă cine mai e, Serviciul de Urgență, doctor și așa mai departe. Pe urmă, motivați articolul 24.2 și spune acolo că primarul, președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență evaluează situațiile de urgență produse pe teritoriul Unității Administrative Teritoriale, stabilește măsuri și acțiuni specifice pentru gestionarea acestora și urmăresc îndeplinirea lor. Vine și informează Consiliul Local. În cazul în care nu este Comitetul Local pentru Situații de Urgență, părerea mea este că sunteți obligați să reactualizați și sunt sigur că nu este reactualizat și am spus și de ce. Nu, este reactualizat. Pentru că din anul 2010, administrația publică locală, respectiv instituția asta primarului, nu mai de situațiile ce nu s-au ocupat. Că a fost într-un permanent război, timp 3-4 ani de zile și aia ce știți sub dumneavoastră. Acum să reactualizați și să faceți un plan luat ca sursă de inspirație planul depus de domnul consilier Dămoc, cu anchetul corect, Comitetul Local pentru Situații de Urgență, care înseamnă primar și secretar. El face planul, nu consilierul, nu eu vă fac, dumneavoastră îl faceți și veniți și informați ce măsuri veți lua pentru dezăpezări și ați propus acolo. Situații de urgență. Deci dumneavoastră trebuie să-l faceți, că nu puteți să stabilesc. De exemplu, până asta e foarte simplu. Îi spunem primarului acolo că pe timpul sezonului rece să ia legături, să vină tot inspectoratul de poliție, județean, director de sănătate, servicii voluntari, tot. Păi mă duc eu și chem inspectorul de poliție de la Bacău și spun, vine, doamne, trimite 10 jandari, uite și treaba. Nu cred că se poate lucrul ăsta. Astea sunt la nivelul județului, este ISU care ia probleme. Chiar în legătură cu drumurile, cu închiderea lor, pe timp de iarnă, drumul ăla de la Bazga, dacă se închide, în momentul când s-a închis, probabil că a fost un pericol de circulare. Bănuiesc. Da, era și distrus. Noi putem acolo, sau primarul este obligat, să se ducă acolo și spună, domnule, fă tot posibil să-l dezăpezești și pe ăla. Nu numai pe asta, că într-un timp noi vineam dezăpezit de frânt până la orice,
și făcea înapoi la lecător, nu-ți mai ducea. Și asta e problema care e. Nu știu cum era hârtie, că n-am făcut noi. N-am făcut noi. Iar în legătură cu totul. Și aici am să mă opresc și chiar vreau să nu... Chiar rog să nu fiu înțeles greșit, în legătură cu situația persoanelor care au nevoie cât timp de iarnă. Eu am înțeles de la băieții ăștia că i-am întrebat, dar nu am zis când dau și toate persoanele care le au în evidență bătrâni, persoane care au nevoie... Da, persoane cu handicap și tot. Așa, sunt ei. Dar mi se pare exagerat și asta am pus-o și în discuția luată în comisie. Spune că lipsa unei evidențe a persoanelor în vârstă a celor cu dizabilități psihice care locuiesc singure. Din păcate, în 2017-2018, o persoană a ajuns în stare gravă la spital, fiindu-i amputate ambele picioare după ce a înghețat în propria casă. Întâmplarea a făcut să mă numere la spital și atunci m-am mușcat un câine și prin mine și când l-a adus pe băiatul ăsta, nu știam cine și mi-a spus că e vorba de Gal Serafin. Păi pe Gal Serafin nu am întâlnit ce? Zic, eu nu mă duc la deas, plătesc facturile, nu știu, asta mă întâlnesc el pentru, băi, ce mai faci? Mă duc să dau un șpriț. M-am în două picioare. Eu nu m-am nimerit în casă, domnule. Nu, nu, nu. L-am întrebat atunci. L-am întrebat atunci și a spus că era gay. Era ceva probleme de genul. Era nevastă în spital și chiar m-am dus la patru. Dar cum vă spun? Avem grijă de ăștia. De ce nu i-a dat numele? Asta mă surprinde. Păi chestia asta face mare rău. Dacă eu am rămas o plină, ce Dumnezeu din satul ăsta și-a apar nu am cu picioarele amputate, ambele picioare. Bine, ambele amândouă iar. Urmează. Data este o exagerare. Și o să mă răspund. Nu trebuie să se supere nimeni pe mine. Referitor la problema asta punctuală, așa știu de la... Deci, oricum, o problemă este, pentru că noi am putut picioare, am înțeles că e problema la deget. Da? Așa mi s-a transmis de către familie. Păi, stai așa o leacă. Se mai și verifică și transmite. Ok. Mai verifică, să volem, să informăm toată lumea. Am știut familiaria. Vreau să vă... Să vă apreciez această muncă de avocat pe care o aveți pentru grijă. Nu, 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 am înțeles, era aluzia. Nu, am înțeles, aluzia. Ideea este că... Și-o gust cu toată plăcerea. Ideea este avocatul cu ideea este că domnul primar... Da, dar nu are 320 de milioane pe lume. Sunt multe puncte care chiar sunt adevărat probleme și care trebuie să vedem. Și eu am deci, văzut și eu un punct. Dumneavoastră, pur și simplu... Deci acum oricum ați recunoscut că noi nu avem un comitet pentru... Nu, nu este, nu e reactualizat. Nu e actualizat. Nu și trageți concluzii, primar. În regulă, nu este actualizat. E o problemă dacă nu e actualizat. Nu e o problemă. Suntem la al treilea sezon rece, de asta zic. Aș vrea numai un singur, domnul Bogdan, să nu uitați când erați primar, vă amintesc. Da, da, trăia cu Fială, trăia Gheorghea lui Iorgu, care era, făcea parte de la voluntari. Nu, lasă-i pe ce. Vreau să spun asupra proiectului de hotărâri. Niciun proiect de hotărâri. Nu știu, dacă a fost reîncarat legal și dacă a fost întors înapoi. Pentru că dacă acest proiect de hotărâri s-a aprobat, și eu la nimic împotrivă, dar n-am vorbit cu nimeni înainte, am păstrat numai pentru comisie, nici chiar decât cu secretarul cu o oră, două ore înainte. Dacă acest proiect, mă văd nevoit ca să rog pe domnul secretar în momentul când îl primite la prefectură, să atragă atenția și să spună că îl consideră, dacă dânsul meu îl consideră, spună că eu am considerat și să-i extragă din... Ce am spus eu, de ce îl consideri greșit? Eu vă spun că sunt foarte multe comunități de țară care aprobă an de an acest plan de situații de obiect. Se pare că noi vorbim, suntem un caz mai special. O singură întrebare, Antonio. Ați depus o cerere către domnul secretar să vedeți dacă există un plan la nivel de înainte de a iniția proiectul? Păi, este totuși un plan ca să nu mai ajungeam în ședință să ne mai... Păi, vă reamintesc, noi în ultimii 2 ani de zile nu am aprobat niciodată un plan. E clar că nu există un plan. Noi. N-am aprobat planul, s-a aprobat prin dispoziția primarului. Planul sau... meu, acolo scrie sus, clar, m-am uitat și eu pe internet să văd. Există probleme specifice de la an. Planul se aprobă an de an în funcție de problemele specifice ale fiecărei. Cine aprobă planul? Adică Consiliul local. Că dumneavoastră putea să vedeți, de exemplu, cu o sancțiune vis-a-vis de domnul primar că nu l-a reactualizat. Nu, ca o mustrare, așa. Atențional. O atenționare. Că da. Să-și pună problemele la... Am înțeles. Sper ca domnul primar totuși să aibă în vedere măcar o parte din punctele acestui proiect de hotărâre. Situația persoanelor vârstei ce le avem, dar am citit un pic, am răspuns și un pic expunerea noastră. Am știu
cum ați v-am văzut, că, într-adevăr, eu n-am nimic, dar cu termenii, cu tot, foarte bine pus la punct. Deci, din punctul dumneavoastră de vedere, ați venit da. Așa. Problema este, am o chestie eu pe care n-am înțeles-o și aș vrea să-mi răspundeți. Da, într-adevăr, planul o să-l aprobăm, o să-l actualizăm și să-l prezentăm dumneavoastră. Aveți aici dumneavoastră, într-o chestie, atribuții și implicarea președintelui comitetului local pentru stări de urgență. Eu sunt ăla prin natura funcției, n-am ce să fac dintre ei. Asigurarea permanenței la sediul primării. Cu personal pregătit și instruit la primirea atenționării sau avertizării meteorologice și asigurarea funcționării acestora pe întreaga perioadă prevăzută în atenționări și avertizări. Bun. Eu nu... Deci, eu singurul lucru care nu am eu, care nu scriu, restul cred că s-a făcut, asigurarea permanenții. Păi din câte știu, este obligatoriu ca în momentul când se dă un cod galben roșu de... Deci s-a făcut, asta vreau să spun. Problema este cu cine nu înțeleg, cu personal pregătit și instruit. Deci noi avem șef de SBUS, șef de situații de urgență. Avem permanența asta, o facem cu angajații de la deservire. Ce instruiri poți, ce pregătiri poți să-i fac, decât să-i spun, domnule, în momentul avertizării sau să întâmplă? El trebuie să aibă niște sarcini clare, nu? Prima dată să anunță comitetul, eu pot să convoc, el nu poate să convoca. Bănuiesc că nu stă în primărie să uită la televizor, bănuiesc că stă... Nu, domnule, este la permanență, în momentul când vine... În momentul când sună o persoană din sat, care are o problemă, care a rămas în zepezire, care a rămas fără așa... Sună... Sună și este, trebuie să existe o persoană în primărie care să-i răspundă și să... Președintele, comitetul de situații de urgență sau șeful SBUS. Deci, m-ați înțeles? Deci asta vreau să spun. El nu poate să ia decizia. Și pregătirea trebuie, atât personal pregătit. Să aibă instrucțiuni clare de ceea ce trebuie să facă. Exact cei care au făcut permanență știau, domnule, dacă sună sau dacă vine ceva să dau, telefonul meu rămâne, este arhicunoscut zi și noapte, sună la orice moment. Așa? Eu pot convoca, eu sunt singurul organ care poate convoca acest comitet de situații de urgență. În cazul în care ne depășește situația respectivă. Chiar nu văd nicio problemă la punctul ăsta. Băi nu, a zis permanent, pregătiți și instruiți. Pregătiți în ce sens? Pregătiți să știi ce ai de făcut. Da, contează că nu știu cei care rămân, nu știu ce au de făcut. Adică au venit atâtea controle, ISU și altcineva, prefectură și tot ce-a fost. Păi n-am avut nicio sensizare. E foarte bine. Înseamnă că la punctul ăsta totul e în regulă. Nu, ați înțeles, asta vreau să spun. Iar a doua, cum să vă spun eu, comitetul se este format din specialiști. Și exact așa cum zicea domnul Bogdan, enumera câteva nume care deja sunt duși la cele veznice, avem și în comitet și serviciul voluntar de situații de urgență. Dați-mi voie să mă abțin la partea asta. Voluntar nu mai găsește. Am ajuns la incendii care am pus mâna pe furtunii și pe, să fim voi sănătoși. Deci așteaptă, toată lumea așteaptă. Renumerație. Domnul Prepa, asta este, ca să funcționeze serviciul voluntar pentru situații de urgență, articolul 36 ne obligă să ne asigurăm condițiile financiare în tot. Da, și materiale, și echipament, da, pe tot. Funcționare. Există vreun contract făcut cu voluntari? Cum? Cu voluntari. Da. Contracte există. Remunerați? Nu. Păi dacă e voluntar, domnul meu, dar ne bate în cap, în cap, ce e voluntar? Dacă este voluntar, să pot face niște facilități. Ba da, timpul am citit noi. Punerea de taxe și impozite. Da, exact asta. Consiliul local poate aproba pentru voluntarii care sunt scutirea de taxe locale. De exemplu, taxa de gunoi. Putem să scutim. Băi, ăsta când ai nevoie, sare și la 12 noaptea. Nu putem scuta taxa de gunoi. De ce nu putem scuta? Taxa specială. Este taxă, este taxa locală, o putem scuti noi. Noi o stabilim taxa. Atenție, taxa e una... Deci astea sunt facilități. Taxa înseamnă că iau bani de la cineva ca să-i fac ceva. Iau bani de la om ca să-i duc gunoiul. Impozitul înseamnă impozit obligației prin lege, prin muncetul statului. Deci impozitul nu ne putem băga, dar la taxe ne putem băga și putem ajuta. Taxa prin mașină. Uite, adică te scutezi că ai mașină, nu mai plătești taxa anuală, te mete ul ăla... Mai este taxa cu impozitul. Impozit? Era TMT-ul. Da, era TMT-ul, acum importe. Deci, se găsească posibilitatea, dar trebuie să vină primarul și să vină cu proiectul hotărârii și să spună, uite, băi, frate, ca să funcționeze, dar am nevoie. Și apoi, pe urmă, îl întrebăm, dar de ce nu funcționează omule? Că ți-am dat facilități, ți-am dat aia. Nu-i stabilesc eu o măsură
Fă, asta fă! Înseamnă că iarna asta o să fie totul în regulă. Nu o să avem nicio problemă iarna asta. Ok, deci o pune la vot proiectul. Aveam și eu să spun ceva. Da, nu puneți. Discuția asta a fost mai mult teoretic. Da. Așa că am pierdut vremea cu discuția asta. Și mulțumim domnului, mulțumim domnului fost secretar că ne aduce la legii, domnule, că mă gândeam să facem noi niște proiecte, acum o să mă consult cu dumnealui. Da, domnule, cu toate... Să nu vă convins că vin aici și să... Inițiez un proiect care să-l condamnă pe primar, nu știi pe cineva de aici și să fie... Doamne, dar nu e... proiectul de hotărâri se inițiază de către consilier, se redactează cu sprijinul secretarului. Așa spune legea. Deci în momentul în care inițiez un proiect de hotărâri, îl consultăm. De exemplu, cum am făcut ăla pentru stimularea elevilor, am consultat, am mai venit și cu propunerea, l-am mai extins până la, cu bacalaureat. Putem să venim să mai îmbunătățim, să dăm și o bursă dacă avem de unde și ne permite. Discutăm cu contabilitatea pentru cei care sunt săraci și vor să urmează o facultate. Poți să vă fac special pentru ședința viitoare? Rog, domnule, o listă, cu, o listă cu toate comunitățile care au aprobat un astfel de plan. Dar n-am nevoie de alte comunitățile. Faceți o listă domnul, cu comunitățile domnul secretar, care au... Că vrem să inițiem un proiect de ăsta ca să grăbim asfaltarea drumului. Păi așa! Păi așa! Păi așa! Poate nu doar în ajută, cam atât am avut. Dacă-l faceți, îl depuneți la Consiliu doar. Dacă mergeți acolo, ce? Eu i-a scris personal domnului Benea pe blogul lui când a dat că se face nu știu ce lucrare și am scris, spunea că răspunde, nu știu cât timp. Și am întrebat, pe când? Asfaltarea drumului conform cereri de finanțare care a fost aprobată în timp. N-am mai primit răspuns nici asta. Dar senatorul a spus. Nu a fost ales. Nu, 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 nu a fost. Senatorul a spus treaba asta. Ok, supunem la vot tot proiectul. Cine este pentru? Cine? Păi nu m-am întâlnit cu el. Bine? Nu, bine. Nu, cine este pentru? Ei, avem un vot pentru, da? Împotrivă? Împotrivă, domnule. Și N-am auzit, doamne, n-am auzit. Da, mai tare, că eram în probleme noi. Eram plecați, mergi din nou ca să nu fie singur. Dar nu trebuie. Mai că nu rămâne așa, da. Rămâne așa. Am rog venit la dumneavoastră, după numele. S-a venit de astea, că nu mai merge. Nu, 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 numai cu ce aș vrea să spun acum. Am rog venit, domnule, vă rog. Am rugămintea la dumneavoastră să reactualizați Comitetul Local pentru Situații de Urgență, să întocmiți planul cu măsuri concrete. Puteți să vă inspirați și de aici, dar nu să vă bazați pe sarcini date. Inspectoratul de Situații de Urgență va veni și va instrui, nu știu ce, județean. Asta o fac ei perioadic pe cine îi trebuie, și secretarul. Direcția Sanitară Veterinară, Direcția Sanitară Veterinară. Dar ce facem local? Concret. Concret, ce trebuie făcut. Mai vine, dar mai este. Mai avem diverse domnului. Vă faceți. Vă adunați. Nu mă adunați. Nu s-o remania. Domn profesor, poate să rămâne. Punctul numărul 6, întrebări și interpelări. Să-mi scrie cineva? Da, eu. Domnul... Nu așa. Cineva? Să avem un mișor care să dea zăpada la o parte, nu să treacă după un tractor. Deci să pun niște condiții la ăla care vine, să aibă o voră, să aibă un buldog cu lamă reglabilă, nu legăm o lamă cu un tractor, trecem prin sat, punem un cauciuc cu făcea Volcanul cu 10 ani și tot acolo suntem. Deci a vrea să ținem cont să facem o dezăpezire mai bună decât anul trecut. Poate vine cu o freză și o aruncă în curte zăpada. Sau în geamul, să vă aduncă. Domnul Dămoc?
dacă a început domnul Doan ca așa, deci proiectul anterior chiar asta și prevedea. Prevedea ca și contract de dezăpezire, să nu mai puțin că anul trecut să aflăm după o anumită perioadă că el a fost subcontractat, că de fapt astea sunt condițiile și nimeni nu-și asumă modul în care se desfășoară dezăpezirea. De contractul în postul local, contractul să dezăpezire. Păi, exact. Proiectele de azi, cam asta ar fi prevăzut. Gigel știa da? Că ăla de anul trecut cu autogrederul a făcut tranzacții din motorină? Din jos din... Eu am aflat de atunci, am aflat. Și așa dacă ziceam tot nu se făcea nimic. Dar acum zic... Nu, deci asta pe viitor, ca să știți. Vezi cât ia camera, știi, punem asta. Să terminăm. Am discutat de-a lungul anului, poate chiar am trecut despre situația amenajamentului pastoral și inventarul domeniului public. De fapt am fost anunțat că se lucrează. Acum solicit scris, un răspuns scris, cu situația la zi a lucrului și persoana responsabilă de aceste două lucruri. Persoana e din cadrul din primărie sau e din exterior? Nu e reprezentant, deci chiar o să vă rog, un răspuns scris, da? Mai subliniez o dată. Și am o curiozitate. A apărut aici în fața primăriei cu o perioadă de timp, acea marcaj, trecere de pietoni. Există aviz de la Poliția Județeană Rutieră pentru acel marcaj? Numai poliția poate să facă. Că am vrut să fac și a zis, nu, domnule, Poliția Rutieră trebuie să vină. Deci, și la școală, și aici. Deci, ca să știți. Poliție sau administratorul drumului? Nu, administratorul drumului trebuie să facă solicitare la Poliția Rutieră Județeană că vrea să instituie un marcaj pe drumul. Deci, administratorul drumului este obligat să aibă marcaj. Acum, cât cere aviz, asta nu, dar el este obligat să ceară, să facă marcaje și să pună semne de circulație pe drumul care de ani în administrare. Unde se marchează administratorul, pun și un indicator, că minge nu se mai vede jos și atunci trebuie să vezi indicatorul. Are indicator. Are indicator. Are un marcaj legal. Ideea, ca... ideea este, dacă în momentul ăsta o mașină dă că ești un copil acolo și acel marcaj este, nu știm sub, cum, sub ce formă a fost, dar încă aceea mă puseam pe jos. Nu există niciun semn. Este doar o vopsea pusă pe asfalt. La școală este. La școală nu este. La școală este simul. Aici nu este. Aici este matur, este la primărie. Acum problema care o ridicați este foarte bună. Dar mă întreb, când s-au pus acele panouri care au costat nu știu cât, atenție școală, alea sunt panouri de avertizare. Există tot, avem permis, mai sunt schimbele. Există în legea circulației, în decret, avertizare, atenție, școală, adică ce sare școala peste șofer, iese înaintea lui, acolo putea să spună atenție copii. Că așa am văzut în lege. Că atenție ca pietri, atenție din marioane da, sărbări. Ce l-a pus atunci, nu-i treaba. Păi ne-am trezit cu el. Nu, dar nimeni n-a sensizat să spună. Bun, domnul Crețu? Vreau să fiu mai scurt, pentru că deja ne-am fictisit de atâtea proiecte care n-au trecut. Ce vreau eu să spun? Domnul primar, ați încercat să faceți o investiție bună aici. Văd că niciunul dintre consilier nu s-a sensizat. O apa. Deci, n-ar vrea să spun ce ești acolo. Ori făceați ceva de adevărat, și mai mergeați jos, când trece atâta lume, și dădeați drumul la apă, la teica aia de acolo. Nu s-a făcut, adică ați dat drumul la culitoarea aia acolo și trece lumea, ia cu găleata, vine cu vaca, cu calul. Nu l-a amestecat pe primar. Aia nu e o lucrare care să vă fac pe cine. Asta e niște de cultură. Ce spun tu? Să stea primarul să-l păzească numai cu vaca? Dar nu trebuie să-l păzească, o trebuie să facă ceva, să fie și practic și... Să aibă și o, ce zic, o, orice. Ce poți să-i faci, domnule? De-aia e un început. Și chiar e necesar, domnule, dacă vreți să te rezolvi jos, acolo, ieși și situația asta de fiești. Trebuie neapărat rezolvat problema să fie unde cu acea țâșmeană. Trebuie neapărat. Că să vin vieții oameni și iau apă de aici, dacă s-a observat. Se spun că conductă și o luat apa așa de vie. Nu mai contează. Să fac și lui de ca. Să sancționi, să pot da și pot să facem până la urmă. Dar mai este o problemă. Am cerut-o de mult.
Au vrut să fie primar. Vine la deal de la Bazin și toată valea asta sunt. Apropo de trecere de pietru, am văzut o trecere de pietru acolo la școală prima dată. I-a spus la cineva din primărie, am aflat cine ar fi făcut-o. Era mai mult, mai erau prea niște copii să le fac așa. E și mai frumos. Adică ori folosim un pic, am dreptul să vorbesc eu, domnul Odan. Ai vorbit, tot de curândul, la revedere. Nu mi-e trecut. Haideți să l-am murit, că se crede la bunii ca pe gar. Deci, n-ai ce să bat din ea. Trancăriați, că vorbește altul, bagă pumnul. Deci, ți-am zis-o ceva mai gură. Dar lasă-l, dacă vorbesc, e trăuia mea, dacă vorbesc, nu-mi bagi pumnul în gură. Dar ți-am, adică, trei, este cuvântul meu, nu? Cine ești tu? Hai, nu vă certați, nu vă certați, să mergem. Da, ca la televizor. Da, ca la televizor. Domnul primar, vă rog frumos, vă rog. Am zis, intrăm în legalitate cu aceste treceri pietoni. Și am avut rugăminte. Tot a fost vorba de treceri pietoni și nu vreau să plictisesc. Să încercăm, dacă tot luăm legătura cu poliția, rutieră sau cine se ocupă de așa ceva, să facem treceri pietoni și aici, la intersecția cu Vasul. Încă nu realizați că am cu ce viteză să circul în zona. Nu realizați. Mulțumesc. Aia din reacția tău îți nervoși. Nu, tu îți nervoși. Dacă luați analiza la praful din pe tablă, aveți de la Lăcătău, sigur. Nu. Mai este cineva? Nu. Că s-o face asfaltul, nici nu-l mai vedeți când treci. Haideți să vă răspund. Chiar, frumos, era o poate, că faci în care. Dar contractul de zăpezire, nu, deocamdată nu avem contractul făcut. Singurul lucru pe care vă pot spune că am contactat și cursul de o să ajungă antiderapantul, 36 de metri, antiderapant. Nu, antiderapant, nu. Poți să mă urcă o mașină și să spune mari, mică. Da, dar refuzat sau o descărcat și spune să granulația să aibă o anumită limită, nu să aducă piatră. Că am trecut, efectiv, mergeai ca pe drum balasat pe asfaltul ăsta, că era piatră prea mare. La situația mea nu aveam după acela, da, mă rog, întâi și am să fac și un întâi, noi am început la direcția agricolă și începem împreună cu OSPA. Ei sunt specialiștii care se ocupă efectiv de amenajamentul pastoral. Noi, într-adevăr, avem și noi, prin dispoziția primarului, reprezentanți în această comisie. Nu, eu, sincer, am să, chiar nu am de ce vorbesc, nu sunt depuse documentația la Direcția Agricolă, n-am primit nicio, până la ora actuală, n-am primit nicio sesizare și niciun... Ce înseamnă neînțelegerea pastorașului? Vorba de pajiști și toate chestia. Da, da, ce înseamnă? Să fie un anumit, să iau un, e foarte complicat, e ideea, zic eu cum e explicat. Un anumit, să faci un anumit sat, îmi spune lor, un diametru pătrat, un monstru în care nu se posește, să ia câte plantele, câte greutate, câte compoziții, ce am înțeles eu. Apășurile da. Pe ea, o fac numai organ de dispiciere. Păi nu, păi dosarul nostru de pătățică armată am depus-o la ei, la OSPA și la Direcția Agricolă. Referitor la marcaj. Da, noi am făcut marcaj, discuții am avut cu domnul, nu am într-adevăr avizul scris, și asta e cel mai rău. O să, în cel mai scurt timp, o să facem adresă și o să primim și avizul scris de la domnul, de la poliție. Referitor la drumul județean, noi ar trebui să facem, deci noi nu suntem cei care administratori, noi discutăm de drumul comunal. De la ce spuneam, noi am încercat să dăm undeva, refacem arteziana care era ideea, așa au fost, că a ieșit altceva sau că încă nu s-au definitivat, mai avem, dar am văzut deja că ceva autorul undeva acolo, așa, în fine, oamenii ăștia
ori nu le place partea respectivă, ori... Da, da, doar ce nu se face. Așa. Iar la Cisnaua cealaltă, de adevăr, noi am luat câteva măsuri, ne trebuie și un pic de câteva fonduri pentru a da drumul la apă și cum la Cisnaua cealaltă de jos, de la Pieguriș, de acolo. Acolo, în momentul când e... Nu știu dacă o să încerc. Încerc eu. Să încercăm. Dacă se reușe, să te având în vedere că apa de acolo curge permanent, pe un acopăr de Preșanț, lăsăm legea drumurilor care prevede șanțul de care curge apă permanentă, de care curge apă permanentă, ar trebui de la dar măcar să fie reținut. Să aibă pe unii trece. Să aibă pe unii trece. Să meargă prin curte. Pentru că dacă vecinul meu din partea de sud nu a făcut șanțul niciodată de 10 ani, și nici acum atunci eu am mai pot să mai pățească lorul. Dar așa nu. Păi de chiar fac pe ei, au făcut și eu. De acum vorba aia, o frumoasă vârstă. Dacă ești tânăr. Da. Te lătenționat. Ok. Doar în ședință.